Bună dimineața, dragi colegi! Pentru că avem 100 de ani de la Marea Unire și 160 de ani de la Mica Unire, vă propun ca la această ședință de Consiliul Local, pentru că suntem atâția bărbați în sală, să cântăm împreună imnul de stat pe muzica aceea. Vă mulțumesc! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local, la care ați fost convocați prin dispoziția primarului municipiului Iași numărul 113, completată prin dispoziția 129 din 28 ianuarie 2019. Ședința se desfășoară legal, absentează motivat următorii consilieri locali, doamna Aldea Cătălina, doamna Gaburici Violeta Adriana, domnul Piftor Daniel, doamna Tăutu probabil că întârzie. Vă supun aprobării procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 20 decembrie 2018, precum și procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 14 ianuarie 2019. Domnule președinte, aveți cuvântul.
Bună ziua, dragi colegi. Mă bucur că ne revedem în formulă completă. Sper să fim eficienți la ședința de astăzi. Vreau să vă spun că consider că trebuie să alocăm oricât timp este necesar pentru interpelări și întrebări în folosul cetățenilor. Aș prefera să nu ne lansăm în divagații și în povești care nu au legătură cu subiectele de pe ordinea de zi sau care nu sunt de interes pentru cetățeni, astfel încât să avem o ședință mai scurtă decât cea de data trecută. Vă mulțumesc! Ca atare, supun aprobării procedura ședinței ordinare trecute. Un pic să așeze și doamna Tăutu. Vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Votat în unanimitate. Supun aprobării procedura ședinței extraordinare. La fel, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc, votat în unanimitate. Următorul punct de zi, supun votului ordinea de zi a ședinței ordinare din data de astăzi. Cine este pentru? Vă rog. Bună dimineața, domnule președinte de ședință, bună dimineața, domnule primar, bună dimineața, stimați colegi, sărut mâna doamnelor. Înainte de a supune la vot ordinea de zi, domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să propun amânarea proiectului de hotărâre numărul 2. Mulțumesc. În regulă, supun votului cererea domnului Ciubotaru de scoate pe ordinea de zi a proiectului numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere? Două abțineri? Cu două abțineri a fost votată scoaterea de pe ordinea zi a proiectului numărul 2. Dacă nu mai sunt alte propuneri de scoatere de pe ordinea de zi sau de alte proiecte, vă rog, domnul Timofciuc. Bună dimineața tuturor! Eu am o propunere de suplimentare a ordinii de zi cu proiectul de hotărâre pentru înființarea unei comisii speciale de analiză și investigare a activității SECE Salubris S.A. în privința gestionării câinilor fără stăpân din municipiul Iași. Am depus acest proiect de hotărâre în data de 18 ianuarie 2017. Are toate avizele direcțiilor de specialitate din cadrul primăriei municipiului Iași, are avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local. Deci îndeplinește toate condițiile legale pentru a fi dezbătut în cadrul ședinței de Consiliu Local. De ce facem acest lucru noi, grupul de consilieri PNL? Pentru că problema câinilor comunitari este în continuare pe agenda cetățenilor și în ciuda resurselor mari alocate an de an de la bugetul local pentru rezolvarea acestei probleme, vedem că în continuare nu se găsesc soluții. De aceea această comisie formată din consilieri locali din partea tuturor partilor politice ar putea să verifice, să analizeze activitatea de cheltuire a banilor publici de către SECE Salubris S.A. în privința gestionării căilor fără stăpân, să vină cu o serie de soluții punctuale în urma discuțiilor pe care membrii acestei comisii ar urma să le aibă cu reprezentanții organizațiilor specializate în acest domeniu, să vadă ce s-a făcut bine, ce s-a făcut rău, care au fost obiectivele și dacă s-au îndeplinit și să vină cu o serie de măsuri punctuale pe masa Consiliului Local. Așadar, vă supun aprobării și suplimentării ordine de zi cu proiectul de înființare a unei comisii speciale de analiză și investigare a activității SECE Salubris S.A. în privința gestionării câinilor fără stăpân din municipiul Iași. Mulțumesc! Bună ziua! Bună dimineața! Aș vrea și eu dacă putem să suplimentăm ordinea de zi și cu un proiect de hotărâre de modificare a componenței Comisiei de Muncă. În ideea că aș dori să ies eu din Comisia de Muncă și în locul meu să intre colegul meu, Mihai Gavril. Mai sunt alte propuneri pentru suplimentarea ordinii de zi? Vă rog, domnul Sură. Vă propun să scoatem de pe ordinea zi proiectul numărul 33. Mai sunt alte propuneri de introducere sau de scoatere pe ordinea de zi de noi proiecte?
Atunci le voi spune votul în ordinea în care au fost ele formulate. Cine este pentru suplimentarea pe ordinea de zi a proiectului propus de colegul nostru, consilierul Răzvan Timofciuc? Cine este împotrivă? Abțineri? Deci cu 9 voturi pentru 16 abțineri, propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu proiectul consilierului local Răzvan Timofciuc nu a fost aprobată. În continuare, supun aprobării propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu proiectul de înlocuire din comisia de muncă a colegului nostru. Da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci cu 2. Haideți să repetăm votul. Deci, propunerea de înlocuire din comisia de muncă. Da? Cine este? A colegul nostru Coșocaru. Nu. Crucianu, scuze. Da. Cu domnul Gavril. Păi dânsul a spus, deci cu înlocuirea domnul Gavril. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Cu cinci. Deci, cu... Domnul Postolache, cum ați votat? Abținere? Am înțeles. Deci, cu 6 abțineri, proiectul a fost aprobat. Și al treia propunere de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului numărul 33 împreună cu amendamentul respectiv propus de domnul Surdu. Cine este pentru scoaterea pe ordinea de zi acestui proiect? Cine este împotrivă? Abțineri? Cu abținere a fost aprobată scoaterea pe ordinea zi a proiectului numărul 33 împreună cu amendamentul atașat. Ca atare vă supun aprobării ordinea de zi rămasă în vigoare după votarea celor 3 propuneri de modificare acesteia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci ordinea de zi modificată a fost votată în unanimitate. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt pentru sesiunea de întrebări și interpelări în ordine alfabetică. Domnul Boz, vă rog. Bună dimineața tuturor! Sunt două probleme pe care vreau să le supun discuției. Prima, aș dori să știu care este situația personalului la compania de transport public. Au apărut în presă câteva semnale că angajații sunt solicitați să lucreze suplimentar și că din acest motiv, randamentul pe care îl dau nu este cel pe care ni-l dorim și poate exista chiar riscul de a pune în pericol siguranța cetățenilor care utilizează transportul în comun. Și pe scurt, aș dori să știu dacă există un deficit în schema de personal și care sunt soluțiile pentru a acoperi acest deficit și pentru a crește eficiența și conducătorilor auto, a vatmanilor și, evident, să creștem și siguranța cetățenilor în mijloacele de transport în comun. Al doilea punct este mai mult o observație decât o interpelare, în sensul că, într-adevăr, în acest an am avut parte de zăpadă abundentă, dar totuși, în ceilalți ani, am văzut utilaje care încărcau această zăpadă, au depozitat-o. La un moment dat a fost chiar o inițiativă
Nu halucinantă, dar în orice caz mai ieșită din comun, în sensul de a avea niște platforme de dezăpezire a zăpezii, de topire a zăpezii, și aceasta să se scurgă în râul Bahlui. Nu s-a mai aplicat nicio astfel de inițiativă, dar în orice caz, în acest an, cu excepția prilejului sărbării Zilei Naționale de 24 ianuarie, în rest, doar puțin în centru, în zona Podul Roș, s-a ridicat zăpada. În rest, zăpada este și acum, sunt troiene și cel mai mult sunt, consider eu, afectați pietonii, pentru că de bine de rău mașinile prin apă, prin zăpadă topită au putut circula, dar pietonii au avut cel mai mult de suferit. Aș dori să știu, cred că toată lumea a observat că activitatea a fost redusă în acest sens, mă refer la ridicarea, la colectarea zăpezii, și aș vrea să știu de ce. Da, am stat cu domnului primar ca să răspund fiecărui coleg consilier pe măsură ce adesează întrebările sau interpelările. Dar vă rog, scurt, ca să ne încadrăm în timp, cum am zis. Timpul este nelimitat pentru interpelări, dar să fim eficienți cu ședința pe ansamblie. Mulțumesc. Da, mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați răspuns invitații de a participa la ședința de astăzi. Bună ziua din nou. Am să trec direct la conținutul întrebărilor pe care le-am primit. Pentru prima întrebare o să vă transmitem în termen de o săptămână un răspuns scris. Pentru cea de-a doua, legat de Caratul Zăpezii, față de alți ani, în acest an a fost una dintre cele mai intense activități de cărare a zăpezii, pentru că depozitul de zăpadă la un moment dat a fost și suspendat, fiind umplut într-o viteză foarte mare. Deci nu este adevărat ceea ce spuneți. Este adevărat doar un singur lucru, au căzut cantități aproape triple față de iernile precedente. Putem spune că până în acest moment s-au consumat peste 10.000 de tone de materiale antiderapante, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată de când sunt eu în primărie, deci de peste 16 ani de zile, și încă nu s-a terminat iarna. Deci este în atenția noastră și știm foarte bine ce avem de făcut. De altfel, ar fi bine să mai vedeți ce se mai întâmplă în orașele din jurul nostru și peste tot din țară, pe care ne putem trezi cu toții vorbind. Problema este că am reușit în acest an să implicăm și în mod activ și populația civilă. Am văzut și politicieni care dezăpezesc refugii de pietoni, ceea ce nu este rău. Așteptăm și alte inițiative în această direcție. Dar lucrurile sunt sub control și am arătat tuturor ieșenilor că, indiferent de starea vremii care s-a manifestat în orașul nostru, toată lumea a ajuns la școală, la locul de muncă și în toate locurile pe care a vrut să le aibă ca destinație. Vom continua până la sfârșitul acestei ieri, dar nici nu vrem să facem risip, era ultima observație. Având în vedere faptul că s-a anunțat mai bine de o săptămână cu temperaturi pozitive, am considerat necesar să lăsăm ca apa să ducă natural în rețeaua de canalizare, fără să mai risipim motorină, să o ardem minutil, să poluăm mediul și să ducem la pe apa Sâmbetei resursele primăriei. Mulțumesc. Vă rog, domnul Ciobotaru. Mulțumesc, domnule președinte. Să știți că eu o să fiu scurt, nu pentru că ne-ați rugat dumneavoastră, ci pentru că m-a rugat doamna secretar, că nu se simte prea bine. Domnule primar, la începutul lunii noiembrie a fost formulată o solicitare din partea Inspectoratului Școlar Județean care avea în vedere să se realizeze un sens unic în proximitatea Liceului de Informatică Grigore Moisil. Reprezentanții inspectoratului, la rândul lor, au fost atenționați de către conducerile Liceului Sportiv, Liceului de Informatică Grigore Moisil și a Colegiului Asache. În acest context am discutat dimineața la registratură și colegii de acolo au promis că ori să urgenteze, să trimită către Comisia de Circulație spre rezolvare acest demers, pe care noi îl considerăm mai mult decât oportun, în sensul că în fiecare dimineață se produc foarte mari aglomerații. Vorba de strada Petre Andrei și Costachescu. Dumneavoastră știți foarte bine și eu înțeleg că a fost un anotimp neprielnic, cel puțin pentru marcaje rutiere. Poate ar fi utile și asemenea marcaje, dar poate vă gândiți în sensul fluidizării să realizăm un sens unic acolo. 2.
Aveam la proiect de hotărâre numărul 8 aprobarea calendarului evenimentelor pentru lunile februarie-martie. Știu că aveți în intenție să supuneți dezbaterii publice proiectul de buget pentru anul în curs. Vreau să fiu primul și să vă rog un lucru, și anume să ne sprijiniți, să sprijiniți Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Inspectoratul Școlar Județean, pentru ca în perioada 30-31 mai 2019, înainte de sosirea sanctității sale de la Roma, să realizăm cea de-a cincea conferință națională intitulată Educația Astăzi, formarea profesorilor în era digitală. Vă aduc la cunoștință faptul că până anul acesta au mai organizat în edițiile precedente Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea de Vest din Timișoara. Cred că ar fi bine, ar fi un plus de imagine. Știu că dumneavoastră iubiți, respectați învățământul și în acest context am făcut niște calcule, specialiștii, nu eu, undeva la 15.000 de lei, cred că ne-am putea descurca onorabil. Penultimul aspect pe care vreau să vi-l aduc în vedere, salut inițiativa dumneavoastră de a propune ca din anul școlar următor să aveți în vedere vaccinarea salariaților din învățământ. Poate n-am auzit eu bine în mass media, vă rog să vă gândiți nu doar la cadrele didactice, ci la întreg personalul din învățământ, mai ales în condițiile date, nu vreau să dezvolt, este mai mult decât oportună această intenție, zic eu, lăudabilă a domniei voastre. Și închei tot în aceeași notă, salutând inițiativa directorilor regiilor de resort din subordinea primăriei, care au intervenit la timp în curțile interioare ale instituțiilor de învățământ, făcând posibil accesul elevilor, părinților și a tuturor celor care își desfășoară activitatea acolo. Vă felicit, mulțumesc! Vă rog, domnule primar. Voi trece direct la răspunsuri. Este în atenția noastră și deja s-au inițiat câteva discuții pe zona din jurul liceului sportiv și liceului de informatică. Sensul unic va fi spre Curcare, dinspre Costa Chescu, spre șoseaua Ștefan cel Mare. Costa Chescu va rămâne cu dublu sens, urma analizei făcută împreună cu colegii de la Poliția Rutieră. După avizul dat de Poliția Rutieră, se va iniția și marcarea și semnalizarea rutieră potrivită pentru acest lucru. Așteptăm intenția Universității și a Inspectoratului pentru propunerea de buget cu conferința națională. Și pentru vaccinarea cadrelor didactice, noi am făcut și o adresă, și o să o reiterăm către Ministerul Sănătății, în mod gratuit. Deci toate cadrele didactice și nedidactice din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar să se poată vaccina în mod gratuit. De altfel, noi o să edităm în aceste zile o broșură pe care vom trimite în toate școlile și în toate unitățile de învățământ din Iași, prin care invităm pe toată lumea, într-un mod responsabil, să se apropie de campania de vaccinare, care este una absolut necesară pentru România, mai ales în aceste momente. Îmi cer scuze, toți salariații, da? Pentru toate cadrele didactice și nedidactice. Ok, mulțumesc frumos. Mulțumesc. Următor, domnul Dornean, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. Am o sesizare sau o rugăminte mai degrabă pentru cei de la parcări sau poliția locală. Cei de la centrul maternal Maternus de pe șoseaua Iași-Voinești au făcut o sesizare chiar și la primărie cu privința parcării amenajate în stradă, în șoseaua Iași-Voinești, care această parcare în mare parte este ocupată de mașini altor persoane care locuiesc în zonă. Ori această parcare, din câte am înțeles, este folosită mai ales pentru parcarea salvărilor și alte urgențe care apar. Dacă se poate rezolva într-un fel, ar fi de mare ajutor pentru ei. Mulțumesc! Mulțumesc că am dat dispoziție de săptămâna trecută. Am identificat și eu două vehicule nemișcate acolo, de cel puțin de la începerea iernii, că am văzut că au stratul de zăpadă ciclic depus pe suprafața mașinii. Și două, cred că sunt și abandonate, par a fi foarte degradate, cel puțin aspectul exterior. O colegii mei se ducă să le identifice, le facem, încercăm să dăm de proprietari și ulterior să evacuăm de acolo. Mulțumesc. Și semnalizarea rutieră să fie alveolă dedicată centrului maternal. Mulțumesc. Vă rog, domnul Gavrila, și domnul primar, să știți că eram aici, adică apreciez rapiditatea răspunsului, dar cum ne-ați obișnuit până acum, nu era o problemă dacă ies până acum, da? Mulțumesc. Bună dimineața, mulțumesc pentru acordarea cuvântului domnului președinte. Astăzi am două probleme. În primul rând, am primit un răspuns amuzant la una din interpelările mele, pe care vreau să-l citesc, că dacă tot e public, să aflăm și noi.
În ceea ce privește interpelarea domnului consilier Gavril Mihai Liviu din cadrul ședinței de Consiliu al Municipiului Iași ce a avut loc în data de 31 octombrie, cu privire la propunerea analizei înființării la Iași a unui club de handbal feminin care să funcționeze ca regie sau direcție a Consiliului Local, domnul consilier local a primit răspunsul domnului primar în cadrul aceleiași ședințe. Superb, adică chiar aveam nevoie de o confirmare în acest sens, că nu-mi dădusem seama că primisem răspuns în cadrul aceleași ședințe, dar trecând peste acest răspuns amuzant, care nu m-a deranjat deloc în speță, am înțeles, dar domnul primar, continuă acest proiect, care este un proiect serios și îl asigur că voi participa activ la înființarea acestui club, care se preia din tradiția Iașului în acest sport în care s-au avut rezultate chiar la nivel de cupe europene. Și a doua chestiune, municipiul Iași consider eu că ar trebui să aplice pentru anul 2020 la organizarea campionatului european de mini-fotbal. Am deschis această problemă acum pentru că sunt anumiți pași care presupun o perioadă anterioară de timp în care trebuie să fie făcuți acești pași. Iașul ar trebui să primească 31 de delegații de delegația Federațiilor Europene. Consider că infrastructura pe care o are municipiul Iași și puterea organizatorică recomandă acest municipiu pentru a organiza pe a doua oară în România acest campionat, unde România deține deja 6 titluri de campioană europeană și în acest moment este vicecampioană europeană în titlu. Sper că domnul primar va îmbrățișa și această propunere, de fapt sunt sigur, și așteptăm să luăm legătura oficial cu Federația Europeană de Minifotbal să ne prezentăm și oferta municipiului Iași, pentru că este un eveniment pe care Iași nu trebuie să-l rateze. Vă mulțumesc! Vă rog, domnul primar, dacă doriți să răspundeți. Vreau să-i mulțumesc pentru propuneri. Mulțumesc foarte mult. Următor, domnul Ghizdovăț, vă rog. Bună ziua, stimați colegi, domnule primar. Interpelarea mea face referire la activitatea de ridicare deșeurilor reciclabile de către SC Salubris și anume mai multe persoane, mai multe familii care stau la casă din mai multe zone ale Iașului mi-au semnalat următoarea problemă. Și-au asumat colectarea selectivă a deșeurilor, au completat acel formular și au fost informați de către reprezentanții ai Salubris asupra zilei din fiecare lună, de exemplu ultima miercuri din lună, în care operatorii Salubris vor veni să ridice deșeurile reciclabile. Din păcate, foarte mulți mi-au spus că acest lucru nu s-a întâmplat, deși acea zi era stabilită și comunicată de către Salubris. Ei s-au pregătit, au strâns o lună, au selectat deșeurile reciclabile și așa termenul sau acest interval de timp de o lună li s-a părut destul de mare, având în vedere că de obicei la casă stau familii mai numeroase, 4, 5, 6 membri și o dată pe lună este destul de puțin, dar au fost de acord. Au așteptat în acea zi, n-au venit cei de la Salubris nici în acea zi, nici în ziua următoare, nici după două zile. Aș dori să îi întreb pe reprezentanții Salubris de ce avem această deficiență, când o vor rezolva și cum o vor rezolva. Mulțumesc! Deci, doriți să vă răspund domnul primar sau directorul Salubris? Doar executivul răspund. Da. Salubris. Nu. Deci bine, poți lua cuvântul reprezentanții directorului. Da, evident, da, de asta. Dacă sunteți de acord să răspundă domnul director al Salubris, evident, așa am zis, da? Vă rog. O să încerc eu, domnule președinte, să deschid această discuție. Nu negăm faptul și nici nu vrem să-l ascundem că n-au fost câteva sincope de la demararea procesului de colectare selectivă pe care le-am semnalat și noi, știm despre ele, ne-au fost aduse și la cunoștința noastră. Unele dintre ele s-au și corijat pentru că le monitorizăm foarte bine. Avem mai puțin de o lună de zile de când am început procesul de colectare selectivă a deșeurilor. Lucru bucurător este cel pe care l-ați menționat noastră. Lumea începe să simtă necesitatea colectării selective a deșeurilor. Lucru pe care l-am semnalat și noi și pe care domnul director îl știe și îl poate confirma, desigur, este faptul că ritmul de umplere
a containerelor specializate pentru deșeurile colectate selectiv este mult mai mare decât ne-am prognozat noi inițial și datorită faptului că am trecut peste sărbătorile de iarnă, cadouri, ambalaje, foarte multe, să spunem, elemente de plastic și metal care s-au strâns pe lângă, și sticlă în special, pe lângă fiecare locuință. S-a accelerat ritmul de culegere, noi ne-am dus și am monitorizat dacă era prevăzut o dată pe lună, am luat în calcul posibilitatea să facem colectarea de două ori pe lună din aceeași categorie de container sau prin adiționarea unui alt container suplimentar pentru deșeurile colectate selectiv. Continuăm acest proces, deja am văzut raportările, cantitățile de deșeuri colectate selectiv a crescut simțitor. Nu-i mai puțin adevărat că nici lucrătorilor nu le-a venit foarte ușor să înțeleagă că din containerele colorate în maro, pe care le-am marcat special, nu se ridică săptămânal, ci se ridică lunar. În prima săptămână le-au ridicat pe toate, lucru care l-am semnalat. Și până la urmă am văzut și ședința pe care a făcut-o Salubris, dându-le dispoziții foarte clare pentru a ține cont de această colectare selectivă. E mult de lucru, îmbucurător este faptul că am început tot să învățăm de ce este necesar acest lucru, îmbucurător este faptul că și compania Salubris s-a implicat și o să vedeți în perioada următoare cam care este strategia noastră pentru colectarea selectivă și, desigur, în final, tuturor ne revine, poate chiar și obligația, mai ales noi cei care suntem aleși de către cetățenii Iașului, să monitorizăm ca acest lucru să se și întâmple. Domnul director, dacă mai aveți de completat. Vă rog, domnul director, dacă tot așteptați la cuvânt. Vreau să asigur toți cetățenii municipiului Iași și, în primul rând, pe dumneavoastră, domnilor consilieri, că Salubris are o politică investițională. În aceste zile voi semna un contract pentru încă 8 autogunoiere. Aceste 8 autogunoiere ne vor sprijini în colectarea deșeurilor reciclabile printr-un flux de două ori pe lună, nu doar unul pe lună, iar după luna august eu sper să mai închei un contract încă de 8 autogunoiere. Asta înseamnă că anul acesta vom avea 16 mașini noi de gunoi, pe care cred eu că le vom folosi toate pentru colectare separată. Și sper ca până la sfârșitul anului această colectare separată să intre într-un flux normal, astfel încât anul viitor să știm toți ce avem de făcut. Vă mulțumesc frumos! Bine, mulțumim pentru clarificări, domnul director. Următorul era domnul Ignat. Vă rog. Da, am primit, apropo de subiectul în discuție, am primit o notificare de la Salubris dacă sunt de acord pentru a adera la selectarea, la strângerea selectivă a deșeurilor, numai că trebuie să dau seria tomberonului maro cu care să realizez. E un formalism, adică sunt de acord să caut seria pe tomberon, chiar n-am avut când. Vă pot răspunde și la acest lucru. Ne trebuie această serie de pe tomberon pentru a putea monitoriza dacă dumneavoastră faceți acest lucru conform. Dacă îl veți face conform, veți primi o bulină verde cu numărul săptămânii când ați fost controlat. Dacă nu îl veți face, veți primi o bulină roșie cu anunțul neconform. Deci tariful va fi acel tarif mare. Vă mulțumesc. Deci, din câte am înțeles, începe concursul ieșenilor pentru acoperirea de buline verzi. E un lucru bun. Vă rog, domnul Ignat. Bună dimineața! Stimați colegi, domnule primar, au trecut aproape 3 ani de mandat și uitându-mă la activitatea dumneavoastră de primar, îmi dau seama că modelul dumneavoastră de management al municipiului Iași este unul de tip breaking news. Ce anunțați astăzi, uitați să faceți mâine. Și voi încerca ca la fiecare ședință de Consiliu Local să vă aduc în vedere promisiunile făcute și uitate. Și în acest sens, aș vrea să știu în ce stadiu suntem cu următoarele 3 proiecte. Ați promis acum un an, aproape un an, banda unică de transport că va fi gata într-o lună. A trecut un an, banda unică de transport încă nu este gata. Ați promis tot acum un an că vom avea o platformă de topire a zăpezii. A trecut un an și încă nu o avem. Și tot acum aproape un an ați promis că veți angaja la primărie persoane cu dizabilități. Lucru care încă nu l-ați făcut. Așa că aștept un răspuns la cele 3, pentru că, din punctul meu de vedere, cam uitat să faceți ce promiteți. Mulțumesc! Vă rog, domnule primar.
Da, aproape că rămân fără comentarii. De unde știți noastră că noi nu avem angajate persoane cu dizabilități în primărie? Păi ați tras o concluzie. Dacă așa ușor trageți noastră concluzie, atunci îmi rezerv dreptul de a nu vă răspunde. Mulțumesc. Eu v-am făcut o interpelare și știți că sunteți obligați să-mi răspundeți la interpelare. Sigur că da. V-am răspuns. De fapt, îmi dau seama că nu aveți ce să spuneți, să nu răspundeți. Domnule președinte, puteți ține ședința în mână? De fapt, nu vă dați seama de nimic. Ați tras concluzii înainte de a afla răspunsul. Deci, dacă doriți să răspundeți, domnul primar, vă rog să răspundeți. Dacă nu v-aș ruga să evităm dialogul ăsta unul la unul, că dacă mai vorbim trei perechi, așa nu ne mai înțelegem între noi. Sigur că da, am răspuns. Mulțumesc. Bun, mai departe. Domnul Nedelcu, vă rog. Bună dimineața, domnule primar, domnilor viceprimari, doamnă secretar al Consiliului Local, doamnelor și domnilor consilieri, stimată audiență. Aș vrea să salut faptul că domnul profesor Hortensiu Aldea a dat curs invitației de a participa la lucrările de astăzi a ședinței de Consiliul Local și totodată aș vrea să vă invităm să vizitați Consulatul Artei Ieșene din Ploiești, Muzeul Aldea Neagoe, pentru că am în față în continuare tricolorul și sigla centenarului și aș vrea să vă aduc la cunoștință că această punte pe care a inițiat-o domnul profesor Aldea Hortensiu de la Iași până în sudul țării leagă românii și promovează orașul Iași, artiști ieșeni și artea ieșeană. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul primar, am înțeles domnul Nedelcu, doriți să ia cuvântul și domnul Aldea sau doar ne-ați menționat că este? După ce vorbește domnul primar, sigur, cu plăcere. Da, așteptam să ajung rândul și la colegul nostru, domnul Vlad Nedelcu. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul profesor Hortensiu Aldea pentru modalitatea în care se implică în susținerea artei și în special a artei ieșene. Am văzut și chiar m-am bucurat și m-am și mândrit ca ieșan faptul că într-o casă memorială care a aparținut familiei Aldea sau care mai aparține încă familiei Aldea s-a deschis un colț sau un centru în care se poate vedea și vorbi despre arta ieșeană. Un veritabil ambasador al culturii ieșene care promovează peste tot în țară și în lume ceea ce este mai valoros în cultura noastră, autentic ieșeană. Ceea ce pentru mine este un act de mândrie și sigur că da, nu pot decât să-l felicit. De asemenea, vreau să îi mulțumesc în primul rând și colegului nostru Vlad Nedelcu pentru că s-a implicat în mod activ în promovarea acestui proiect de cultură ieșeană și românească, că ne reprezintă cu cinste acolo și fac și o invitație pentru toți cei care ne văd în momentul de față, când treceți prin Ploiești, treceți și prin Centrul Culturii Ieșene. Felicitări, domnule profesor, felicitări, domnule Nedelcu, și dacă doriți să ne adresați câteva cuvinte, cu acceptul domnului președinte, vă mulțumim. Sigur, deci dacă colegii consilieri sunt de acord, îi dăm cuvântul domnului profesor. Vă rog, domnul profesor. Domnule primar, distinși consilieri, primesc cu satisfacție atenția care ne-ați acordat-o pentru efortul nostru. Efortul nostru are o durată de aproximativ 3 ani și a reprezentat respectul meu față de arta ieșeană, care în modestia ei n-a știut să-și pledeze cauza. Gestul nostru de la orașul Ploiești reprezintă expresia rădăcinii mele ploieștene. Sunt un ardelean născut la Ploiești, iar pe de la altă parte am 6 ceni de când sunt ieșan și m-am devotat cauzei Iașului, încercând întotdeauna persiflând atmosfera politică românească, să deschidem o voce a Bahluiului, în care noi, moldovenii, facem, muncim, ne sacrificăm, dar nu suntem recunoscuți pe plan național. Oltenii ne conduc,
ardelenii au putere economică, noi plătim impozite și nu suntem cunoscuți. Ideea acestui consulat al Ardeieșenei este și expresia educației pe care am dobândit-o în decursul celor 6 decenii de când sunt ieșean, pentru că artiștii ieșeni, moldoveni în general, începând din tradiția academică a lui Stahi Bardazare până la regretatul și contemporanul nostru, domnul Dan Hazmanu, nu au dobândit recunoașterea datorită modestiei noastre, recunoașterea pe care o merităm cu prisosință. Sacrificiile pe care le-am făcut atât în momentul Unirii, cât și în momentul Primului Război Mondial, în care un reputat profesor de chirurgie a spus că suntem un bătrân filozof îmbrăcat în zdrențe, la înțelepciunea căruia poporul român apelează numai în momente de restriște, noi a trebuit să dobândim ca o cutumă tot ceea ce ne dorim. Și șoseaua și o dezvoltare economică corespunzătoare din partea tuturor celor care ne conduc. Revenind la... Acum eu m-am încălzit un pic și îmi cer scuze. Eu vă mulțumesc pentru că cu această ocazie am dobândit un statut oficial de consulat al Ardeieșene cu ajutorul domnului consilier Nedelcu, care este a cărui manageriat și a cărui disponibilitate managerială din punct de vedere artistic eu o recunosc și am acordat creditul de ar fi cum te-am numit? Custodele acestei colecții, pentru că timpul trece, ploieștenii sunt pragmatici, cu excepția câtorva excepții, și atunci trebuie să fie cineva care să țină steagul acestui consulat în continuare. Eu nu mă grăbesc să predau steagul, dar în principiu am să colaborez și cer sprijinul dumneavoastră. Ar trebui să organizăm în primăvara asta o dezlănțuire, o echipă de șoc a ieșenilor, care cu oameni de literatură, poeți, literați, etc., să facem și o demonstrație cu potențialul nostru cultural al Iașului. Eu vă mulțumesc încă o dată și promit și lansez și invitația că ceea ce am făcut la Ploiești, ca rădăcină ploieșteană, acolo m-am născut, acolo am terminat liceul, acolo m-am plimbat de mână cu o colegă de liceu și am fost prins de profesoara mea de latină, că lipseam de la ore în timpul ăsta, ca ieșean, în momentul în când noi avea condiții și va exista o anumită disponibilitate, să repet gestul de la Ploiești și la Iași. Am și posibilitatea, am și disponibilitatea, dar am și nevoie de o susținere morală, pentru că este foarte greu, este foarte greu de unul singur, iar birocrația ne copleșește în toate bunele noastre intenții. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru cuvintele frumoase. Și eu vă mulțumesc. În continuare, dacă... Vă rog, domnul Pintilei. O zi bună tuturor participanților la această ședință. Ar fi normal ca activitatea noastră a consilierilor să se desfășoare sub autoritatea președintelui de ședință. Ori în ultima vreme asistăm la niște fapte... Pot să vorbesc? Sunteți la al 8-lea comentariu, domnul președinte de ședință. Deci așteptăm aici. La... Domnul vicepreședinte, în primul rând ați intervenit peste mine. Doi, nu am comentat nimic. Pur și simplu am exprimat și eu un gest, dar sunt om, asta am rugat la început fără povești. Dacă începem cu povești, sunt dispus să le ascult. Domnul președinte. Vă rog. Pot spune orice, e dreptul meu. Deci asistăm la unii colegi care se ridică fără aprobarea președintelui, lui, își iau jucăriile și pleacă. Nu e normal lucrul ăsta. E o palmă la adresa dumneavoastră sau altui președinte și chiar la adresa prezidiului, și de aceea rog Comisia Juridică împreună cu doamna secretară, eventual cu oficiul juridic al primăriei, să studieze posibilitatea aplicării unor sancțiuni acestor colegi. Este primul lucru. A doua problemă. Având în vedere că am o bilă neagră pentru că am participat la ceremonia de acordare a titlului de capitală istorică
a Iașului, vreau să îmi procur o bilă albă și fac următoarea declarație. Voi vota orice proiect al unei entități economice care aduce locuri de muncă în Iași, voi vota orice puz depus de cetățenii Iașului, așa cum ar trebui să faceți fiecare, pentru că ați jurat pe Biblie că veți fi în slujba cetățenilor Iașului. Și acum am trei întrebări pentru domnul primar. Prima, la începutul anului am votat toți un amendament care se referea la posibilitatea construirii acelui edificiu destinat desfășurării unor conferințe de anvergură. Aș dori să îmi spuneți care e stadiul. Întrebarea a doua. V-am împuternicit toți consilierii să demarați activități legate de modul de comportament al societății Aba Vitală în legătură cu hidranții. A treia întrebare se referă la piețele din Iași. Știu că în Alexandru cel Bun nu se poate face absolut nimic, nicio amenajare modernă din cauza liniei de tensiune. Dar vreau să știu de la dumneavoastră ce planuri de viitor are primăria în legătură cu aceste piețe, pentru că sunt convins că și dumneavoastră mergeți la piață și ați văzut cum îngheață și vânzătorii și cumpărătorii, ca să nu mai spun că de multe ori luăm produse înghețate, pentru că aproape 4 luni pe an oamenii aia stau în frig. Și cel puțin eu consider necesar că ar trebui de urgență luate măsuri de modernizare, măcar a pieței Nicolina. Vă mulțumesc. Vă rog, domnule primar. Mulțumesc și eu. Nu, aș vrea întâi să se mulțumesc domnului profesor Aldea pentru frumoasele cuvinte despre moldoveni, dar să nu uităm un lucru care pentru noi este poate cel mai important atu pe care îl putem utiliza în favoarea noastră. Iașu, cu toate bilele negre pe care unii le-au încasat, nemeritat, este singurul oraș din România și unic ca și capitală istorică. Dacă Bucureștiul va pierde sau nu titlul de capitală administrativă, Iașu nu va putea pierde niciodată titlul de capitală istorică. Este un element de unicitate totală pe care Iașul deține în comparație cu orice alt oraș al României și mai există un argument, niciun alt oraș al acestei țări nu va putea deveni capitală istorică. Nici măcar Bucureștiul sau orice alt oraș, pentru că nu poți avea două capitale istorice. Deci, avem cu ce ne mândri, domnule profesor, salutăm prezența ploieștenilor în capitala Moldovei, în capitala istorică a României mai nou, și sunt sigur că aceste poduri culturale vor întări unitatea poporului român în ansamblu ei. Am să fac un pas înapoi și am să îi răspund și colegului Etienne legat de celelalte două puncte de vedere. Se lucrează la proiectul de bandă unică împreună cu catedra, cu biroul rutier din cadrul Facultății de Mecanică a Universității Tehnice. Titulară de proiect acolo este doamna Gajinski. Referitor la topirea zăpezii, noi am și depus o inițiativă în vederea atragerii unor fonduri, în vederea inițierii unor platforme de topire a zăpezii, dar studiind toate liniile de finanțare, având în vedere faptul că actul de topire a zăpezii este generator de CO2 și având în vedere că noi suntem oraș care am agreat prin toate politicile administrative sau legislative să nu mai generăm CO2 în atmosferă, am spus că abandonăm ideea de a topi prin utilizarea combustibilor fosili. Și cred că este o inițiativă bună și ne-am dus spre
construire de platforme de topire naturală, sub inițiativa încălzirii datorată soarelui. Și acest lucru se întâmplă în momentul de față, în zona Cicoare, acolo unde pe platforma de deversare am gândit și platformă de depozitare pentru zăpadă, alta decât cea pe care o avem pe cea Rosetti, lăsând ca zăpada să se topească în mod natural, fără să mai intervenim prin utilizarea de combustibili fosili sau alte surse de energie care presupun utilizarea combustibililor fosili. Sală de conferințe. Am trimis la Comisia Europeană, pentru că Polonia a avut o inițiativă foarte bună și a construit 5 asemenea săli de conferințe în orașe cum ar fi Cracovia, Varșovia, le-am și văzut. Așteptăm un răspuns și ne-au și sesizat cei de la Ministerul Dezvoltării prin autoritățile de management că pe programul de finanțare 2021 să introducem în mod obligatoriu construirea acestor edificii și am trecut noi acolo în orașe peste 250.000 de locuitori. Adică să aibă și o acoperire în ceea ce privește utilizarea acestora. Am luat legătura cu Apa Vital în ceea ce privește hidranții necesare asigurării rezervei de apă pentru stingerea incendiilor, în special în unitățile școlare. Recunosc, n-am găsit nicio, să spunem, reacție foarte vehementă în sens pozitiv, dar pentru bugetul anului în curs ne-am propus să modernizăm noi rețelele de hidranți, cele publice, pentru a putea să le facem funcționale și vizibile în același timp, atât pentru administratorii de școli, dar mai ales pentru cei care gestionează din partea ISU intervențiile în caz de incendiu. Pentru piețele din Iași, sunt două abordări pe care le avem în vedere. La Piața Nicolina, ea este sufocată sub propria suprafață, în sensul că este prea mică pentru câtă cerere are. Între timp, s-a vândut platforma Nicolina către un alt proprietar cu care ne-am întâlnit acum o săptămână de zile și am propus, printre altele, posibilitatea de a redeschide o altă piață acolo, vis-a-vis cum ar veni, mai mare și care se poate deservi într-o modalitate modernă activitatea de piață. Lucru pe care l-am discutat și cu directorul societății care gestionează activitatea de piețe în Iași. Lumea vrea piețe deschise. Piețele agroalimentare se doresc deschise, pentru că în caz contrar se vor orienta spre hipermarketuri care îi încălzește, ține marfa caldă, ține tot ce trebuie. Dar piața tradițională românească este o piață deschisă. Că se petrece sub o tarabă acoperită sau nu, că se petrece într-un modul mai mult sau mai puțin mobil, lumea dorește să cumpere produsul tradițional din piețe deschise. Tot ei au transmis, cei care sunt producători de produse agroalimentare. Exemplu, de exemplu, Suceava, Piatra Neamț și alte zone din Moldova unde s-au acoperit piețele și care ușor, ușor și-au pierdut clienții în defavoarea supermarketurilor. Ceea ce se întâmplă și la noi la piața agroalimentară de la Independenței, unde dacă vă duceți acum nu găsiți mai mult de 5-6 tarabe ocupate cu produsul țărănesc, pentru că toată lumea s-a dus spre hipermarket. Așa încât avem în vedere și analizăm în permanență acest lucru. Am recepționat și inițiativa posibilității angajării unor piețe volante în urma discuțiilor de ieri în comisiile reunite și o să vedem dacă nu chiar în acest an să dăm drumul la piețele volante, măcar de două ori pe săptămână, în câteva puncte cu trafic, ca să devină și eficiente din punct de vedere economic, în măsura în care și producătorii ne vor sesiza sub forma unor asociații pe care noi să le putem contacta și să le punem la treabă. Mulțumim foarte mult! Bine, mulțumesc! Mai departe, pentru interpelări, vă rog, domnul Postolache. Bună dimineața tuturor! Aș vrea să întreb care sunt noutățile cu planul urbanistic general în ceea ce privește acele avize care încă lipsesc și fără de care PUG-ul nu poate fi adus în fața Consiliului. Mulțumesc! Vă rog, domnul Himar, sau... Foarte pe scurt, a fost și o interpelare făcută de alte instituții de ce nu se eliberează un document din partea Direcției de Cultură. În cele de urmă am primit răspunsul la sfârșitul anului trecut. Direcția de Cultură nu consideră că este o obligație să elibereze acest aviz și doar să trimit o informare. Am revenit noi cu o adresă imediat asupra felului în care trebuie să sune această informare. Așteptăm, am luat legătura cu domnul Băbâi, s-au întâlnit pe data de 15, înțeleg că au la începutul lunii o nouă ședință și vor redacta conținutul avizului de la Direcția de Cultură, sub statut de notă de informare, de aviz, cum vor dori ei, după care înaintăm documentația la Ministerul Culturii. Mulțumim!
Bine, domnul Sipariu, vă rog. Stimați colegi, stimați invitați, aș avea trei interpelări foarte scurte. În primul rând, referitor la activitățile de curățire a zăpezii în oraș. Am avut ocazia în ultimele săptămâni să circul mult prin oraș și pot să vă spun că am văzut activități foarte ample de curățare a zăpezilor pe Bulevardul Independenței, în primul rând, unde chiar se îngreuna circulația din cauza numărului mare de camioane, pe Bulevardul Socola și pe Bulevardul Buciu. În plus, în zona Bucium, permanent seara, este parcat câte un utilaj pentru curățat polei în cursul nopții. Deci, cred că activitățile în acest sens au fost, cum spunea și domnul primar, au fost destul de ample. A doua interpelare se referă la o solicitare pe care am avut-o din partea părinților de la școala Otilia Cazimir din Iași, unde se impune cu de urgență, aș spune, construirea unui corp de clădire pentru niște toalete. La școala respectivă, din ce îmi spun părinții, în prezent sunt în jur de 1200 de elevi, din care, unde, și care au la dispoziție doar 6 toalete. Deci cred că ar trebui găsite niște soluții pentru rezolvarea acestei probleme, fiind o problemă elementară de igienă din punctul nostru de vedere. A treia interpelare este, de fapt, o interpelare pe care am mai făcut-o și anterior și aș vrea să revin, referitor la stabilirea unui sens unic pe stradă la Scărcat-Argi. În ultima perioadă, poliția locală a desfășurat activități ample de reglare a traficului în zona respectivă, dar cu toate acestea, după orele prânzului, când reprezentanții poliției locale pleacă din zonă, din nou se parchează mașini pe toate părțile, îngreunând foarte mult circulația. Vă mulțumesc! Vă rog, domnule primar! Mulțumesc! Foarte pe scurt, mulțumiri pentru aprecierea activității de dezăpezire. Am primit de dimineață, chiar am citit materialul de la școala Otilia Cazimir. Într-adevăr, au aproape 1370 de elevi în cadrul acestei școli. Ne-au solicitat sume pentru modernizarea grupurilor sanitare, au prezentat și un material fotografic, l-am transmis către Serviciu Buget, Serviciu Investiții, pentru a putea să-i programăm investiția anul în curs și rămâne prioritate pentru noi, alături de celelalte pe care le-am recepționat în perioada programării bugetului. La Scărcat-Argi, Teodor Paladi, Cogălnicianu, legăturile dintre sărărie și la Scărcat-Argi pe scurt, fac obiectul unei analize de reinstituirea unor sensuri unici și chiar schimbarea unora din cele existente, odată cu finalizarea lucrurilor de asfaltare, care noi prognozăm undeva spre sfârșitul lunii martie să le terminăm. Mai avem de făcut racordurile cu străzile adiacente și marcajele rutiere, după care dăm drumul la sensurile unice. Mulțumesc! Vă rog, domnul consilier Sordu. Sărut mâna, bună ziua! Aș dori ca la primul punct al intervenției mele să cer suplimentare ordinii de zi cu un punct privind modificarea Consiliului de Administrație de la Spitalul Sfântul Spiridon. Nu știu ce se întâmplă. La al doilea, vreau să mă refer, domnule primar, la alternativa sau prevederea legală privind creșterea numărului de taxiuri în municipiul Iași. Există în permanență, aproape, apelul la acest serviciu de taxiuri, indiferent că e număr unic sau cum este el, în care ți se spune că nu există mașină. Cred că dacă vom crește numărul de mașini, în primul rând vom crește și concurența între aceste societăți care furnizează acest serviciu de taximetrie, iar cei care scot mașini la stradă vor avea grijă ca acestea să fie civilizate, curate, fără portbagaje pline cu cauciucuri și alte valize, rezervoare și etc. Mă refer la acest lucru pentru că adeseori soliciți un taxi și trebuie să ții bagajul în mână. Și adeseori soliciți un taxi care ți se răspunde scurt, nu avem mașini.
Următoarea este o constatare pe care am făcut-o la deschiderea ședinței noastre, când domnul președinte a vorbit în timpul imnului de mica unire. Noi la 24 ianuarie sărbătorim unirea țărilor române. Așa scrie în... Iar mica unire este un termen impropriu, după părerea mea, pentru că atunci, de fapt, a fost prima oară când s-a făurit statul național român în dimensiuni pe care ulterior, nu putem spune că atunci a fost mica unire și ulterior a fost marea unire. A fost unirea principatelor române. Și este zi națională care o sărbătorim datorită faptului că ieșenii au cerut ca această zi să fie sărbătorită. Mai mult aș vrea să mă refer și la disciplina pe care, domnul președinte, vă rog să o conduceți în mandatul pe care îl aveți. Noi suntem într-o formulă de consilieri la început, ajungem într-o formulă de consilieri reduși pe la mijloc, iar la sfârșit rămân cei care duc greu, cum ar veni. Și aș vrea să menționați la fiecare lipsă a unui consilier din sală, să menționați: domnul consilier a părăsit ședința, domnul consilier s-a întors în ședință. Iar potrivit regulamentului ar trebui să luăm și niște măsuri, pentru că ședința nu se compune numai din prezența la început și după care avem treburi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Surdu, apreciez grija dumneavoastră pentru bună desfășurarea ședinței. S-a întors în sală domnul consilier Boz și domnul consilier Ciubotaru. Vă rog, domnule primar, dacă vreți să răspundeți. Mulțumesc foarte mult. Voi face trimitere numai la activitatea de transport în regim de taxi. Ea este reglementată printr-o lege specială care, printre altele, impune existența unui număr maximal de unități de transport, funcție de populație. Pentru toate orașele din România sau pentru toate localitățile din România este 4 la 1000. Funcție de raportările pe care le face Institutul Național de Statistică. Dacă ne ducem pe ultima raportare la 373.000 de locuitori, asta înseamnă că 4 la 1000 rotunjim, ar putea fi în jur de 1600 de unități de transport. Noi avem înregistrate în momentul de față peste 1700. Datorită legislației anterioare. Și spune legea în conținutul ei că numărul poate fi adăugat doar prin schimbarea legii sau alte autorizații pot fi eliberate în condițiile în care numărul celor existente este mai mic decât numărul maximal. În aceste limite ale legii, în momentul de față, nu putem să intervenim decât prin creșterea calității și prezenței efective a lor în stradă, pentru că noi, prin regulamentul de transport în regim de taxi, am impus ca din numărul total de autorizații taxi eliberate și valabile să fie în mod obligatoriu prezent un procent la stradă. Pentru că poate să fie 1700 și de autorizații, dar la stradă se trezește cu 1200 de unități, lucru pe care noi îl scoatem din raportările din dispecerat. Fiecare mașină este înregistrată într-un dispecerat în mod obligatoriu și vin cu raportările la dispecerat. Sunt momente din zi în care, într-adevăr, numărul de taxiuri este insuficient pentru numărul de cereri. Noi, dacă socotim și populația universitară, studenți în special, dacă avem în vedere și persoanele în tranzit, ne dăm seama că numărul de taxiuri ar trebui să ducă cel puțin spre 2000-2500 de unități din calculele pe care le-am făcut noi, dar doar prin modificarea legii. Mulțumim! În ce privește solicitarea domnului Suru de suplimentarea ordinii de zi, din punctul meu de vedere, ea nu este o solicitare urgentă, dar am să o rog pe doamna secretar să clarifice lucrul acesta, dacă se impune să suplimentăm ordinea de zi pentru propunerea asta. Mulțumesc. Vă rog, doamna secretar. Potrivit regulamentului, suplimentarea ordinii de zi se poate face pentru chestiuni urgente care nu pot aștepta ședința ordinară următoare. Nu cunoaștem motivele acestei solicitări, așa încât dacă puteți să lămuriți acest aspect. Și doi, e un proiect de hotărâre care ar trebui să aibă și avizul compartimentului de resort și a comisiilor de specialitate. Suntem la o ședință ordinară. Deci dacă considerați explicațiile doamnei secretar suficiente, vă rog spuneți dacă insistați pentru suplimentarea ordinii de zi sau vă retrageți propunerea.
Vă rog, domnul Boca. Voiam să întreb pe doamna secretar, adică să înțeleg că nu regăsim urgența acestui proiect sau din ce raționament n-am... A fost doar o mențiune a domnului consilier nemotivată. Cu siguranță poate să ne detalieze care sunt motivele și putem, sau dumneavoastră, puteți aprecia urgența acestora. Deci a fost o propunere nemotivată. Adică, din ce spuneți dumneavoastră, domnul președinte ar trebui să supună la vot, iar consilierii să hotărască dacă sau nu se impune suplimentarea ordinii de zi. Eu v-am subliniat câteva aspecte care sunt în acest moment nelămurite și neconforme potrivit regulamentului. Cu siguranță ele pot fi lămurite. Deci, domnul, am să vă rog, dacă este să nu mai interveniți fără. Așa este politicos, nu? Așa cum am procedat de fiecare dată când ați fost președinte ședință. Mulțumesc. Deci, domnul Surdu, aveți o motivație pentru susținerea amendamentului dumneavoastră și persistați în spunea lui la vot? Vă rog. Domnul președinte, dacă nu aveam o motivație, nu făceam propunerea. Iar rog să supuneți la vot proiectul. Mulțumesc. Vă rog, domnul Ignat. Eu nu am nimic împotrivă de a spune sau nu, dar tocmai am votat ordinea de zi și suplimentările. Deci, când avem ordinea de zi și o votăm, înainte faceți propunerile. Acum nu înțeleg ce mai suplimentăm odată ce noi am votat în Consiliul Local ordinea de zi la această ședință. Deci, conform regulamentului, este posibil, într-adevăr, chiar votarea ordinii de zi, suplimentarea acesteia. Doar ceea ce ne-a precizat doamna secretar, ea este acceptabilă în situația în care este o situație de urgență care o impune și doar v-am rugat să ne explicați care este, că n-am înțeles-o, vă spun sincer. Deci, dacă există o urgență, pentru că evident că o supunem la vot, nu e nicio problemă. Vă rog, dacă puteți să ne răspundeți și după aceea domnul Gavril. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Vă rog, domnul viceprimar. Pentru buna funcționare a acestui Consiliu, de fiecare dată când un consilier are o propunere, președintele de ședință este obligat să o supună la vot. Vă mulțumesc. Să-i dăm cuvântul domnului secretar. Apoi, domnul Gavril, vă rog. În ședințele ordinare, această propunere trebuie să fie susținută, după cum am precizat, de raportul compartimentului de resort, precum și al comisiilor de specialitate. În caz contrar, ele nu pot fi supuse dezbaterii. Așa spune regulamentul. Sigur că noi facem în acest moment eforturi pentru a scoate de pe internet componența Consiliului de Administrație, să ne informăm care sunt membrii acestui Consiliu de Administrație și apoi dumneavoastră veți susține ce modificare doriți în componența acestuia. Dar, cu precizarea, sunt necesare raportul compartimentului de resort și al comisiilor de specialitate. Bun, vă rog, era domnul Gavril întâi și apoi domnul... Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu propunerea colegului meu, domnul Surdu, consilierii locali au capacitatea să aprecieze urgența sau dacă există urgență cu privire la propunerea domniei sale prin votul pe care le exprimă. Adică regulamentul ne dă posibilitatea ca prin votul pe care le exprimăm, pro sau contra, să apreciem indirect și dacă respectivul proiect îndeplinește cerința urgenței sau nu. Deci, din punctul meu de vedere, proiectul se poate supune la vot atâta timp cât nu am intrat încă pe discuția ordinii de zi, începând de la punctul 1 cu toate completările respective. Vă mulțumesc. Am înțeles punctul ăsta de vedere. Vă rog, domnul Poz. Unu, strict tehnic, ordinea de zi a fost votată. Că la secțiunea interpelării, unul dintre consilieri își mai amintește că are o problemă de discutat, nu ar fi în regulă să tot revenim asupra ordinei de zi. Acest subiect a fost epuizat. Tot tehnic, motivația nu poate fi una, trebuie să schimbăm fiindcă noi avem majoritatea și noi facem ce vrem, ci trebuie să apară această motivație a urgenței și nu ni s-a explicat absolut deloc de ce un coleg de-al nostru, doamna Găbărici, membră a Consiliului Local, ar trebui să fie înlocuită cu un membru PSD.
Nu cunosc detalii despre activitatea doamnei Găbărici acolo, însă ce cunosc este că anul trecut, când am votat proiectul de buget, doamna ei a venit cu amendamente exprese, cred că în număr de 3, privind Spitalul Sfântul Spiridon. Deci, vă rugăm, cred că pentru opinia publică, pentru ceilalți colegi din Consiliul Local, sunteți datori cu o minimă explicație, nu doar cu aceea că aveți majoritatea și puteți face orice vă doriți. Da, vă rog, deci înscrisese domnul Nedel cu după aia domnul Boca. Îmi permit să fac și eu o precizare doar. Consider că noi, ca niște oameni educați, ca niște gentlemen, nu este corect, în primul rând, să discutăm în absența doamnei Găburici, o chestiune care o privește. Dacă eu, mi se pare o chestiune de politeție elementară. Evident că puteți insista pe ea. Eu doar mi-am spus un punct de vedere. Eu n-aș proceda în felul ăsta să discut despre o doamnă, mai ales în lipsa ei, indiferent care este motivația urgenței sau nu de a o schimba din funcție. Mulțumesc și vă rog, domnule Delcu. Da, mulțumesc, domnul președinte de ședință, că ne încercați să ne trageți de urechi, însă și-aș vrea să remarc faptul că domnul consilier Boz a fost absolut tendențios și, asemenea unui avocat de Bacea, a încercat să bocolească aplicarea unui regulament al Consiliului Local pe care l-am votat noi. Deci, este propunerea domnului lider de grup Surdu, domnului consilier, haideți să o supunem la vot și să lăsăm gâlceava asta politică. Bine, vă rog, deci domnul Bocara și domnul Băișteanu și mulțumesc, domnul Boz. Mulțumesc, domnule președinte. Observ că domnul consilier Boz și-a adus dintr-o dată aminte că, într-adevăr, în unele situații consilierii au nevoie să dea niște explicații. Nu știu dacă e vorba de proiectul 52 de pe ordinea de zi de data trecută, că bănuiesc că vi-l aduceți aminte, când chiar dumneavoastră vă instigați colegii la nu da absolut nicio explicație. Și noi să votați acolo o speță care priveau cetățenii până la urmă. Aici noi vorbim despre suplimentarea și modificarea unui proiect până la urmă, prin care au fost numiți de către Consiliul Local niște membri într-un Consiliu de Administrație. Eu cred că pentru asta niciun caz nu trebuie să vă dăm explicații dumneavoastră. Iar referitor la punerea sau nu supunerea la vot acestui proiect, eu cred că, domnule președinte, că aveți obligația, conform regulamentului, să supuneți la vot acest aspect. Iar ordinea de zi, pur tehnic, domnule consilier Boz, se poate suplimenta în orice moment al ședinței, chiar dacă ajungi la proiectul 54 din 55. Mulțumesc! Rog, domnul Boișteanu și apoi domnul Boz. Cred că vă antepronunțați și dumneavoastră și colegul dumneavoastră, liderul de grup, despre persoanele care sunt implicate. Cine, cum și ce vrea. Nu știu de unde ați generat o astfel discuție, dar, după părerea mea, vă antepronunțați. Sigur, o să fie supus și le propun și colegilor ca un astfel de subiect să fie trecut în ședința Comisiei de Sănătate să discute. Avem colegi care nu participă la fiecare ședință. Asta nu înseamnă că modificăm ordinea de zi după prezența sau absența unuia dintre consilieri. Așa, cu politețea, cu asta, o faceți în afara ședințelor de consiliu și aici discutăm de ceea ce reprezintă interesul consilierilor locali. Mulțumesc. Bine, domnul Băișteanu, vă rog, domnul Boz. Un scurt cuvânt în replică. Unu, explicațiile care nu le-am mai oferit cu alte ocazii au fost cauzate de faptul că noi am explicat foarte clar poziția Partidului Național Liberal. Susținem orice proiect care vizează extindere de spații de producție, dezvoltarea de activitate economică și nu a fost numai proiectul 52 la care a făcut referire colegul nostru, au mai fost și altele. Dacă unii au uitat, eu am considerat la momentul respectiv că nu este necesar să mai explic, dar ca să fie clar pentru toată lumea. În ceea ce privește aplicarea regulamentului, în condițiile în care nu avem avizele compartimentelor de resort, da, a comisiilor de specialitate, consider că este necesară o minimă explicație. Această explicație trebuie oferită când se cere introducerea de urgență a unui proiect pe ordinea de zi. Ulterior,
cum votez eu, consilier Boz sau oricine altcineva, poate să ofere explicațiile necesare pe poziționarea sa sau poate să nu le ofere. Dar în momentul în care vii în fața întregului Consiliu să propui un proiect, o suplimentare, fără să fi avut, să fi trecut prin toate etapele necesare elaborării unui astfel de proiect, evident că trebuie să explici. Mulțumesc. Domnul președinte. Domnul președinte. Vă rog, domnul Surdu. Rumoarea și discuțiile care au apărut și enunțarea și denume în cadrul ședinței de către dumneavoastră, cred că nu are legătură cu subiectul. Temeinicia cererii pe care am făcut-o în această postură de lider de grup, am făcut-o la solicitarea colegilor mei. Pentru a nu exista, în schimb, niciun fel de dubiu în ceea ce privește legalitatea și acest subiect pe care l-am pus în discuție, o să-l trecem prin comisie și atunci, în ședința următoare de Consiliu, vom lua o hotărâre. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule Sudu. Vă rog, dacă cine urma la domnul Timofciuc, la sesiunea de interpelări. Bună ziua din nou. După cum știți, prefectul a atacat în instanță de construire pentru unul dintre puzurile din Oancea, la solicitarea deputatului PNL Marius Bodea. Totodată, după cum probabil știți, cetățenii din zonă au atacat în instanță construcția celor trei blocuri și toate aceste lucruri se întâmplă pentru că, din păcate, domnule primar, cetățenii din Tătăraș, ca mulți alți ieșeni din cartierele orașului, nu se mai simt reprezentați de către primărie, mai ales când vine vorba de abuzurile urbanistice și de aceea mulți, cei mai mulți își caută dreptatea în instanță. Din păcate, primăria municipiului, aș conducerea primăriei, a ajuns captivă unui mănunchi de dezvoltatori imobiliari și, repet cuvântul, mănunchi, nu toți, ci o mână. Iar această stare este premeditat întreținută de faptul că nu avem un plan urbanistic general actualizat. Și să mă contrazice, ca să mă contrazice, domnule primar, să-mi spuneți concret, dar concret, ce ați făcut dumneavoastră în calitate de primar, așa cum ați și promis, pentru a ajunge la un consens între cetățenii locuitori din cartierul Tătăraș și dezvoltatorii imobiliari care vor să ridice pe sau lângă Istanda Oancea trei blocuri turn. Ce ați făcut concret în acest sens? Mulțumesc! Un pic, domnul Bartă, vreau să precizez că au ieșit din sală consilierii Ghizdovăț și Ignat, da? Vă rog, domnul primar. Mulțumesc! Am să fiu foarte direct. Am respectat legea și o voi respecta în continuare, cu strictețe și sub toate formele ei, indiferent dacă este pe placul sau nu a unor oameni politici mici sau mari. Pentru că ceea ce se întâmplă acolo n-are nimic de a face cu dragostea pentru cetățeni, ci doar este o prospectare infantilă a unor, să spunem, mase pe care le consideră că ar putea fi masă de manevră pentru vot. Nici măcar nu este adevărat ce spuneți. În primul rând, nu s-a atacat niciun puz. Este vorba despre cu tot o altă speță care se referă la un gard și nu se referă la o clădire. Se referă la unul dintre proprietari și la cel pe care îl doriți noastră și are o altă... E ca în bancurile din Erevan. Ne interesează foarte mult destinul fiecărui locuitor din municipiul Iași, dar toate în contextul și în limita legii, așa cum trebuie făcut de fiecare dată atunci când abordăm un proiect al Iașului și nu numai Iașului, atunci când abordăm un proiect în general, indiferent unde se întâmplă el pe suprafața acestei țări. Și nu ne este absolut deloc indiferent ce se întâmplă cu soarta fiecăruia dintre cei care sunt acolo sau cei care vor veni acolo. Deocamdată este o falsă problemă, n-a fost nici pe departe, să spunem, susținută de noi. Stăm și noi surprinși cu schimburile de replici, de fluturaj, de bilețele. Într-un weekend dă cineva un rând de bilețele, știm noi cine. În alt weekend vine partea adversă și dă un rând de bilețele. Și tot așa a devenit, așa, ca să fiu mai pe scurt, o joacă de copii care distrug sau care distruge pădurile. Nu.
abordarea asta trebuie să fie una foarte serioasă și foarte concretă în aplicarea legii. Iar eu și prin comunicatele de presă pe care le voi reitera ori de câte ori voi avea ocazia, orice greșeală, de formă sau de fond, pe care orice coleg al meu o face din limita și litera legii, este sancționat. Punct. Este dreptul meu ca și primar să-l sancționez și o voi face de fiecare dată. Dar asta nu înseamnă că intru într-o joacă fără sfârșit cu un iz electoral de care eu nu vreau să aud în momentul de față și care nu are decât consecințe negative pentru dezvoltarea orașului. De aceea cred că o astfel de abordare poate fi una consistentă și serioasă dacă nu este ipocrită. În caz contrar, m-am retras și voi încerca să găsesc soluțiile cele mai bune pentru cetățenii de acolo existenți și cetățenii de acolo care vor veni. Și sigur că vor veni. Și care sunt acele soluții? Exact cele pe care vi le-am spus. În limita și litera legii. Eu nu am buldozer, nu mi-am cumpărat buldozer, nu mă transform în ceea ce nu sunt, nu demolez vise și nu creez iluzii. Mulțumesc. Vă rog în continuare la sesiunea de interpelări. Dacă nu... Vă rog, domnul... Domnul președinte, îmi cer scuze că intervin. Apreciez foarte mult că v-ați intrat în... v-ați asumat acest rol de președinte. Însă haideți să fim un pic atenți. Unii colegi de-ai noștri iese din sală nu că doresc să se plimbe până pe ori sau în altă parte. Ar fi bine să fiți atent atunci când supuneți votului un proiect de hotărâre, dar pentru că un coleg are o necesitate, dacă vreți, firească, sau de altă natură și lipsește două minute, mi se pare deja că intrăm într-o altă zonă și nu este în regulă. Sunt de acord cu solicitarea venind din partea unui coleg de-al dumneavoastră și ca atare i-am dat curs. Domnul președinte, putea să vină și de la o divinitate. Este punctul meu de vedere și vă știu un om echilibrat. Nu știu cine a făcut solicitarea și vă rog tare mult, haideți să nu fim copii. Mulțumesc tare mult. În regulă, am notat. Vă rog pentru interpelare mai departe. Da, domnul Pintilei, vă rog, la obiect v-aș ruga. Licitarea a fost făcută pentru că își ia jucăriile și pleacă în mijlocul ședinței de Consiliu. Sau la trei sferturi din ea. Deci vă rog foarte mult să fiți atenți la nuanțe. De-aia v-am ales acolo, președinte. Da. Domnul Pintre, eu v-aș ruga că și dumneavoastră urmăriți tot firul discuțiilor, nu numai propunerile dumneavoastră. Era vorba de o altă propunere în care mi s-a atras atenția că ar trebui menționat momentul în care un consilier iese sau intră din sală. Deci nu fiți atent doar la ceea ce spune dumneavoastră. Cred că considerați că e foarte interesant. Eu trebuie să fiu atent la ceea ce propun toți consilierii. Mulțumesc. Deci referirea nu era pentru dumneavoastră. Deci să înțeleg că trebuie... Dacă mai vorbiți peste mine, pe care nu vă mai iau cuvântul, da? Vă rog în continuare la interpelări. Domnul Boca, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Apropo de subiectul care era dezbătut adineauri, eu așa cum am mai menționat, ar trebui totuși să nu ajungem la o soluție radicală, să ne gândim la sancțiuni. Asta. Cred că normal este ca orice coleg care stă la interpelări și vrea să-și expună punctele de vedere, firesc este, așa cum stăm noi, cei mai mulți de aici, până la finalul ședinței și asigurăm cvorumul și de cele mai multe ori majoritatea pentru multe dintre proiectele prin care Iașul se dezvoltă, asta ar trebui să facă toți colegii. Asta era până la urmă cerința și v-am spus și data trecută și ați promis că veți analiza această situație, poate pentru ședința următoare să dezbatem proiectele și apoi să vină secțiunea de interpelări. Mulțumesc! Am notat punctul ăsta de vedere. Vă rog, domnul Harabagiu. Da, mulțumesc că am așteptat să termină toți colegii mei sesiunea de interpelări și să vă amintesc că mi-am notat aici 9 vociferări, completări, comentarii pe care dumneavoastră le-ați făcut după ce colegii noștri au avut ceva de spus și vă recomand să vă uitați pe înregistrarea ședinței. Mulțumesc frumos! Da, mulțumesc pentru atenționare, dar 9, deci până la 10 mai am una. În regulă, dacă nu mai este nimeni pentru interpelări, cu voia dumneavoastră, pentru că sunt ultimul, am și eu...
câteva interpelări pentru executiv și anume prima dintre ele are mai multe puncte pe care le-am evidențiat în urma unei întâlniri cu cetățenii din Tătăraș Nord. Știți, fiecare din consilii avem obligația măcar o dată la 3 luni să întâlnim cu cetățenii. Eu fac asta o dată pe lună și ca atare pentru cei din Tătăraș Nord vă spun foarte specific care sunt doleanțele lor. Prima, stația de tramvai de la Ron Tătăraș ar trebui să aibă o copertină pentru stația de tramvai. Asta a fost menționată de mai mulți cetățeni. Apoi, ruta 27, care are întârzieri foarte mari la doi băieți. Mi-au dat exemplu doi cetățeni care au așteptat și 45 de minute un 27, iar la numărul de telefon la care se fac sesizări pentru aceste întârzieri, nu răspunde nimeni. Vă spun care este starea. De fapt, mi-am notat și numele lor, dacă vreți să vi le spun. Apoi, tot pentru stațiile de tramvai, coșurile de gunoi ar trebui să fie amplasate chiar în stație, deci în locul în care cetățenii urcă și coboară din mijloace de transport în comun și nu la distanță de 5-6 metri, care este în unele cazuri prea mare și riscă ca toate biletele sau gunoaiele să ajungă pe jos. Apoi, referitor la modul în care arată piața Chirilă, de care am discutat de mai multe ori, care este o piață privată, mă rog, sub un oarecare control din partea primăriei, se pare că în continuare cetățenii din zonă sunt nemulțumiți de aspectul insalubru și de faptul că se desfășoară un comerț ambulant de cele mai multe ori ilegal, ca pe vremea bazarului din anii 90, pe păturici de alea puse direct pe jos sau pe nailoane, ceea ce nu face deloc o imagine conform unui oraș din secolul 20. Și ultima se referă la toaletarea copacilor din tot cartierul Tătăraș Nord. Specific vă spun de acea mică oază de verdeață chiar din spatele rondului de tramvai, unde sunt vreo 10-12 copaci care au nevoie de toaletare. Deci asta era prima interpelare. A doua, am văzut în presă că ați anunțat. Da, am văzut că sunt niște sezări trimise la cetățeni. Mi se pare normal să vi le aduc la cunoștință. Dar erau 5 în aceeași interpelare. CTP-ul am văzut că are în plan să achiziționeze niște tramvaie lungi de 30 de metri și am vrut să întreb dacă, nu mi-aparține la fel, este din discuțiile cu cineva de la prietenii tramvaiului, dacă CTP-ul are pregătite opțiuni pentru garare, pentru spălare și pentru reparații pentru aceste tramvaie cu lungime mai mare decât cele actuale. A treia interpelare se referă la familia Agapie, care a fost, cum prea bine știți, mă rog, evacuată din Palatul Braunstein și o perioadă de timp a locuit în Casa Bertlo. Evident, ea intrând într-un proces de renovare, acum cu acest Consiliul Local, ar trebui să fie mutată și de acolo. Ce mi-a reclamat doamna respectivă este faptul că tatăl ei, un fotograf de prestigiu, am înțeles, al Iași, care are o colecție impresionantă de fotografii și filme documentare, nu a primit din partea primăriei o propunere locativă adecvată pentru familia ei și inclusiv pentru depozitarea acestei arhive, care într-adevăr poate face parte din patrimoniul cultural ieșan, el în acest moment fiind într-o degradare accentuată. Și ultima se referă la o întrebare, dacă există un HCL în municipiul Iași prin care este interzisă în afara balcoanelor, deci la blocuri, uscarea rufelor. Dar eu am bănuit dacă puteți să-mi precizați și doi, dacă ea se aplică, pentru că, într-adevăr, mergând cu mașina de la atenționarea respectivei doamne prin oraș, am văzut în destul de multe, ca nu zic foarte multe, rufele atârnate și care se scurgeau în capetele trecătorilor sau pe balcoanele celor mai de jos, ceea ce este, pe lângă aspectul total insalubru, chiar pot genera neplăceri și trecătorilor și vecinilor de sub. Mulțumesc! Se poate? Mulțumesc foarte mult! Vă rog, domnule primar. O scurtă interpelare, să o numim. Am notat tot ce ne-ați propus. Referitor la traseile 27 și completez și cu traseul 47, solicit o monitorizare mai atentă asupra ritmului și a frecvenței pe care trebuie să o respectăm. Piața Chirilă, domnul comandant Zanfirescu, este într-adevăr o zonă, un focar pe care noi îl monitorizăm. Avem de fiecare dată scandalul cu florile și scandalul cu verdețurile, că a devenit deja tradițional acolo. Mai mult decât atât, a ne ocupat și trotuarul dinspre blocuri într-o perioadă de timp. Acum s-a mai liniștit, probabil din cauza zăpezii. Vreau să vă faceți o activitate săptămânală
concertată. Noi vom lua legătura și cu Direcția de Sănătate Publică și cu colegii mei care eliberează aviz de funcționare, în încercarea corectă, fără să facem abuzuri, de a-l determina să schimbe un pic atitudinea. Domeniul public este domeniul public. Ce se întâmplă în interiorul pieței este răspunzător pentru ce face acolo. Noi ne vom comporta ca o instituție publică împreună cu celelalte. Toaletarea copacilor, că mă bâlbâi, strada e un creangă, acolo ați vrut să faceți trimitere, vă rog foarte mult să o aveți în vedere. Nu CTP-ul cumpără tramvai, ci primăria, noi suntem aplicanți și noi suportăm și cota de cofinanțare, le vom înregistra, înmatricula în inventarul public al municipiului, și după care o să le dăm în administrare companiei. Împreună cu compania am întocmit toate documentațiile tehnice privind cumpărarea acestor tramvaie de 30 de metri, care vor fi de mare productivitate, cum le-am numit noi. Avem toate capacitățile necesare pentru a putea să le exploatăm. De altfel, în momentul de față, avem și în traseu tramvaie de 28-29 de metri aproape, deci suntem în cunoștință de cauză cu exploatarea acestui tip de tramvaie. Pentru familia Agapie, ca informare publică, nu vreau să fac trimitere la persoană pentru că nu este normal și nu e nici stilul meu. Ei s-au mutat din casa Braunstein, unde au stat de-a lungul timpului, sigur că da, din motive lesne de înțeles, casa Braunstein, monument istoric, a intrat într-un program de reamenajare, consolidare și refacere arhitecturală pe fonduri europene. Au primit fiecare dintre cei trei membri adulți ai familiei, în sensul că tatăl, fotograful, omul de film Agapie, mare două fiice. Mai mult sau mai puțin căsătorite nu ne interesează în momentul de față, dar și ele au la rândul lor copii și fiecare dintre ei a primit locuință. Domnul Agapie a fost mutat în zona Păcurare, în locuințele noastre, într-un apartament cu trei camere, în condiții de mult mai bună calitate decât cele pe care le-a avut pe General Bertlo. Cealaltă fiică, cea mică, cea care de altfel are mereu câte ceva de spus, unele lucruri foarte bune, altele mai puțin potrivite, a primit și dumneai trei propuneri de casă, care mai de care mai bune, pentru că nu mai poate locui în casa Bertlo dintr-un motiv esențial. Casa Bertlo, prin expertiză, nu mai oferă condițiile de siguranță pentru a locui întrânsa și este nevoie de intervenție în vederea aducerei în stare de siguranță. Și am explicat, nu pot fi de acord să stai cu copilul tău, copilul este la liceu Eminescu, cred că în clasa a șaptea, să stai acolo și o să mă gândesc în fiecare zi dacă mai grinda de deasupra capului mai e la locul ei. Nu știm când va fi un cutremur, nu pot să prognozez eu acest lucru, dar eu am datoria să te informez că ești în pericol nu numai tu, ci și copilul tău. Motiv pentru care, prin direcția de locuințe, am oferit trei alternative. Motiv pentru care a și trecut prin Consiliul Local și tot noastră ați votat să-și acasă. I-am făcut și curățenie în casă, numai să se ducă în condiții de siguranță acolo. Dorința dumneaei, care poate fi una legitimă în niște condiții normale, este să stea în copou. De acord, mi-ar fi plăcut cu mare bucurie să avem și o casă de copou. Dar are casă repartizată în Nicolina, are o altă propunere a fost pe Păcurari și de fiecare dată dumneai găsește câte o motivație, mai mult sau mai puțin puierilă, să-și pună copilul în pericol. Noi vom continua acel proiect, de altfel este la licitație publică și vom începe lucrările, este debranșat de la toate utilitățile, nu mai are nici pe nimeni acolo, inclusiv bătrâna care a stat acolo aproape 40 de ani sau chiar mai bine, a primit o altă locuință din partea noastră, s-a mutat, trăiește în condiții de siguranță și am reușit să avem grijă și de dumneai. Referitor la rufele atârnate, hotărârea de Consiliu spune în afara balcoanelor, nu în interiorul balcoanelor. Trebuie să existe, sigur, o conduită civică, în special din partea celor. Noi am putea crea un mecanism prin care să vă împuternicim, să mergeți cu poliția locală de la ușă la ușă, să determinați cetățenii să-și ia înapoi rufele în casă, dacă doriți, cu mare bucurie. Au fost și situații mai ilare și unele chiar mai ne-am confruntat. Avem o problemă permanentă pe șoseaua, pe Bulevardul Ștefan cel Mare, la una dintre locuințele noastre, unde numai cu ajutorul poliției reușim să strângem rufele de pe balcon. Și o să continuăm acest demers, desigur, într-o manieră echilibrată și bazându-ne mai mult pe simțul civic și pe bunul simț în general, decât pe aplicarea unor măsuri coercitive. Mulțumesc!
Dacă mai există din partea unui consilier pentru întrebări sau interpelări, vă rog, domnul Timofciuc. Pentru acuratețea datelor, să fim bineînțeleși, nu primăria cumpără aceste tramvaie, ci Ministerul Dezvoltării. Trebuie să mulțumim Comisiei Europene pentru că a dat pară măleață în gura lui Nătăfleață. Primăria este vinovată în mod direct de faptul că a pierdut 12 milioane de euro pentru că nu a semnat documentația care a fost transmisă la Ministerul Mediului pentru achiziția de tramvaie electrice. Și această pată va rămâne mult timp pe obrazul administrației locale. În timp ce Bucureștiul sau Brașovul vor primi fonduri de la Ministerul Mediului pentru achiziția de mijloace de transport nepoluante, Iașul nu a reușit să facă acest lucru pentru că a uitat să semneze documentația care a fost transmisă la minister. Deci mai ușor cu laudele că ar trebui să avem măcar aici puțină decență. Deci, nu că sunt niște vă rog, domnule primar, după aia domnul Bocaș. E foarte bine că ați discutat despre tramvaie, pentru că ele merg cu curent. Și avem așa o glumă noi, românii și moldovenii mai ales, cu aia care fură curent. Să nu intrați în topul celor care fură curent. Ați spus numai lucruri eronate. În primul rând, tramvaiele sunt achiziționate de către autoritatea achizitoare noi, dar printr-o licitație centralizată făcută la Ministerul Dezvoltării. Dar noi suntem autoritatea contractantă, noi vom semna contractul pentru ele și noi vom face recepția produsului, trecerea în domeniul public, ceea ce v-am explicat. Dar este greu de înțeles. În al doilea rând, nu mai există niciun alt program pentru tramvaie, pentru că celălalt program este în POR Axa 4, pe care l-am aplicat deja și am și trecut de primele faze de evaluare administrativă și vom intra în licitație cu al doilea lot de tramvaie, de tot de 16 unități. Și n-are sens să mai dezbatem chestiuni pe care nu le pricepeți, pentru că sunt lucruri care se învață, dar de regulă se învață în tinerețea cea mai apropiată de vârsta copilării. Mulțumesc! Deci, pentru că sesiunea de interpelare s-a încheiat, am să vă rog dacă e să trecem la ordinea de zi, domnul, dacă domnul președinte, ați spus că îmi dați un minut cuvântul. Păi, da, la subiect, că dacă tot așa iarăși... La subiect, domnul președinte, ați dat cuvântul unui singur consilier. Nu unui singur consilier, am întrebat cine mai dorește și ați spus... Florin, nu mai o secundă. Dacă iar vorbiți peste mine, nu mă lăsați să explic. Vă rog, deci ca să explic. Dacă este la subiectul în discuție, okay, cu tramvaiele, despre asta era vorba. Nu aș vrea acum să replicăm la replică, la replică, la replică. Deci v-aș ruga fără ironii, v-aș ruga, da? Domnule președinte, 30 de secunde, vă rog. Nu li s-a pronunțat numele niciunului. Da, știți ce vreau să spun? Vă rog tare mult la subiect. Atâta timp cât, exact, nu a pronunțat numele nimănui, a făcut doar o precizare, da? Haideți să trecem la ordinea de zi. 20 de secunde, vă rog, la subiect. Bun, vă rog, la 20 secunde la subiect. Aici e Consiliul Local, nu-i șezătoare literară Ion Creangă. Vă rog, expresii, mănunchi, pară, mălăiață, exersați-le cu elevii dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Bun, gata, vă rog să propun să trecem la ordinea de zi. Dar, domnul președinte, la fel, dacă vreți să răspundeți iarăși la asta. Dar nu răspund la nimic, mi-ați spus că îmi dați cuvântul, așa e sau nu? Înainte de a da cuvântul, domnul. 10 mulțumesc. Secunde. Domnule președinte, dar nu ce domnul dați președinte, acest șantaj? Domnul consilier, vă rog frumos, atât voiam să spun, cetățenii municipiului Iași trebuie să știe că beneficiază de niște mijloace de transport noi, cu care se circulă de aproape 2 ani de zile pe majoritatea traseilor, tocmai datorită consilierilor PSD în primul rând. Doi, acea pată pentru cei care într-adevăr n-au sprijinit transportul local, cred că se o vor purta parte dintre colegii noștri consilieri care n-au votat modernizarea transportului în municipiul Iași. Mulțumesc! Cu acestea fiind spuse, vă rog să trecem la ordinea de zi. Da? Punctul 1 pe ordinea de zi, vă rog. Da. Da, da, v-am rugat la interpelări, dar s-au epuizat interpelările, gata. Am dumneavoastră spus zi, v-am luat în ordine alfabetică. Ați făcut următoarea afirmație, cine mai vrea să ia cuvântul? După nu, care i-ați spus, spun, am pus pe exact subiectul așa respectiv. Atât. Pierdeți timpul, da. Lăsați pe doamna să vorbească. Da. Bun, haideți să fac o singură excepție pentru doamna care, într-adevăr, n-a luat cuvântul. După aia, vă spun, sesiunea de întrebări s-a încheiat, trecem la ordinea de zi și la fel. Bun, dar vă recomand să luați codul manierilor elegante, să-l puneți în fața dumneavoastră și în fața consilierului Timofciu. Tăiați microfonul, totuși. Da.
Vă rog, doamnă. Bună ziua tuturor! Propun să mai destindem puțin spiritele și să vorbim despre recreere. Eu aș avea o propunere primită de la mai mulți ieșeni, o soluție pentru pârtia de schi, care nu prea e pârtie de schi, aș putea să-i spun că este un derdeluș, un sistem de ridicare, de securizare a ei, garduri într-o parte și în alta, poate și angajați competenți, drăguți și amabili cu cei care vin acolo. O soluție, dacă ar exista pentru modernizarea pârtiei de schi din Iași. Vă rog, întrebarea este adresată cui domnului primar. Deci, la fel, repet ca să fie clar. Voi permite lor de cuvânt doar pe subiectul pârtiei de schi. Vă rog, domnul Ignat. Mulțumesc, domnule președinte. Da, eu invit pe stimata noastră colegă să voteze în primul rând proiectul nostru de hotărâre depus anul trecut către Consiliul Local, care propune deja reabilitarea pârtiei de schi acolo și înființarea chiar și unui centru de prim ajutor. Proiect pentru care, din câte mi-aduc eu aminte, chiar și dumneavoastră ați dat un vot negativ în comisie, chiar dacă nu ați avut un motiv anume. Acum veniți și faceți exact aceeași propunere. Ceea ce mă bucură, asta înseamnă că în decurs de un an de zile v-ați schimbat și dumneavoastră părerile sau practic ați ajuns și dumneavoastră să discutați cu ieșenii. Mulțumesc! Nu este vorba de rea credință din partea primăriei în reabilitarea pârtiei, dar știu că sunt ceva probleme cu terenul de acolo și mă gândeam, poate se găsesc soluții pentru viitor sau poate s-a mai schimbat situația între timp cumva. Doamna, totuși, sunteți foarte drăguță, dar am să vă rog totuși să cereți voi pentru cuvânt. Un anunț, mașina aia 66B blochează ieșirea. Cine este, vă rog să mergeți să o mutați. Da? Gata, deci am spus, dacă nu aveți subiectul pârtiei de schi, exact, altceva, de pârtia de schi vreau să vorbesc. 10 secunde la fiecare. De pârtia de schi, ne puteți spune în Consiliu care este grosimea stratului de zăpadă? Este egal cu grosimea stratului dumneavoastră de bună creștere. Adică dacă credeți că este unul gros, este exact la fel. Ai, domnul președinte, aici chiar ați fost într-adevăr, dacă dumneavoastră dați exemple de bună creștere în maniera asta, înseamnă că într-adevăr aveți o atitudine echilibrată, așa cum v-ați propus și ați propus și ați promis că veți fi în Consiliul Local. Mulțumesc. Și cred că am fost, i-am dat cuvântul doamnei Tăutu, deși nu se iese la cuvânt, la fel din politețe. Da? Președinte, este nu vreau să vă dau sfaturi. Dacă dumneavoastră ați fi încheiat sesiunea de interpelări fără să dați cuvântul consilierului, colegului dumneavoastră Timofciuc, cred că acum am fi discutat proiectul în regulă. Bun, deci ca să nu mai dezbatem în continuare, s-a încheiat sesiunea de interpelări. Dacă aveți 10 ori de zi, numai de pârtea de schi. Deci proiectul numărul 1, trecem la... Deci trecem la proiectul numărul 1 din ordinea de zi, da? Domnul președinte. Sesiunea de interpelări s-a încheiat. Domnul președinte, lăsați-l să vorbească că e singurul. Vă rugăm ca să nu trecem peste moment. Am înțeles, adică spuneți să-l lăsați, că oricum nu-l ascultă nimeni. De acord, dar timpul nostru este important. Vă rog, haideți să trecem la punctul 1 pe ordinea de zi. 30 de secunde. Nu, 30 secunde este mult. 10 secunde, vă rog. 10 secunde. Vreau să vă spun, să transmit colegilor de la grupul PNL, că am primit mesaje din partea cetățenilor pe care îi reprezint, că vă mulțumesc foarte mult că i-ați făcut să râdă, cum nu i-a făcut nimeni. Mai ceva ca vacanța mare, să o divertiți. Am înțeles, în regulă. Deci, trecem la ordinea de zi. Proiectul de hotărâre numărul 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași, doamnei Ana Blandiana. Dacă sunt discuții pe acest proiect, vă rog. Atunci vom trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost deci cu o abținere. Proiectul numărul 1 a fost aprobat. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare. Proiectul numărul 3. Privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași, domnule Andrei Năstase. Dacă sunt discuții pe această temă, vă rog, domnul consilier Nedelcu. Da, bună ziua, aș vrea să... și cred că Andrei Năstase este acum pe live-ul nostru și ne urmărește. Aș vrea să-l felicit.
și să-i spun că la Iași are susținători, are prieteni și abia aștept să îi fac din nou campanie, că încă mai am lipit pe degete de la afișele pe care le-am lipit pentru domnia sa. Felicitări, Andrei Năstase! Așa este, ne bucurăm. Într-adevăr, Andrei Năstase este și un vechi prieten al nostru, al Partidului Național Liberal. Noi l-am susținut activ în campania electorală din Moldova și cred că aici trebuie, într-adevăr, mă bucur că prevalează sentimentul patriotic dincolo de afinitățile de partid, care e clar că sunt diferite în ceea ce privește candidatura lui la primăria Chișinăului. Mulțumesc, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu abținere, proiectul a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 4, privind acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași, domnului Lennart Eriksson. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect? În regulă, dacă nu voi supune aprobării Consiliul Local, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost votat în unanimitate. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, Comunitatea Evreilor din Iași, necesară implementării proiectului clasarea ca monument istoric a cimitirului evreiesc din municipiul Iași. Discuții pe marginea proiectului? Vă rog, domnul Timofciuc. Da, apreciem, domnule primar, că ați preluat inițiativa noastră, propunerea noastră a liberalilor de a avea acest proiect de hotărâre, pentru că noi am spus, încă de când a fost dezbaterea, discuția cu acea distrugere, nu tocmai făcută ca lumea a portalului de la intrarea în cimitirul evreiesc, că dacă cimitirul evreiesc ar fi fost obiect de patrimoniu, nu am mai fi avut această situație. Și este bine că acest lucru se face și mă bucur că inițiativele noastre le preluați și le aduceți în Consiliul Local. Vă rog, domnul primar. Și eu mă bucur că reușiți. Domnul primar, să mai vorbim și noi un pic. Mă iertați că... Vă rog, domnul Suru, dacă vreți să precizați ceva, că îi ceruse niște lămuri domnului primar. Domnul consilier, lăsați că știu ce trebuie să spun. Nu-mi spuneți. Mulțumesc. Eu am spus de ce trebuia să răspundă domnul primar. Faceți comentarii în continuu, domnul președinte. M-am plictisit să notez. Nu mai comentați în continuu la ce spun colegii noștri. Păi și noi asta de ce comentați atunci peste mine? Nu suntem toți președinți de ședință. Asta e. Noi asta ar trebui să fiți echilibrat. Acum știți cum e. Când treceți de partea asta, o să faceți. Eu cred că am fost cât se poate de echilibrat și nu am vitregit pe nimeni. Domnul, aș vrea să vă spun că noi am votat în Consiliul Local proiectul privind mutarea intrării care a existat înainte către cimitirul evreiesc, acea poartă, datorită faptului că zona s-a dezvoltat în Amonte și toate mijloacele de mare dimensiuni, inclusiv mașinile mici, aveau imposibilitate de circulație în acea zonă. Noi am votat în Consiliul Local. Este monument istoric, s-au obținut toate avizele pentru acest lucru. Iar faptul că și cimitirul va intra în ceea ce merită, pentru că populația Iașului, știți foarte bine, la un moment dat era aproape jumătate populație evrească, este un lucru de recunoaștere pe care astăzi cred că nimeni nu va face greșeala să nu voteze acest proiect. Iar mutarea porții, domnule consilier, este un lucru corect, normal și cred că își va găsi locul acolo unde s-a stabilit a fi mutat. Mulțumesc! Ziua, mai sunt discuții pe subiect, vă rog, domnul Timofciu. Eu vreau să întreb pe domnul primar, cine a fost responsabil de acel mod barbar în care a fost mutată poarta de la intrarea în cimitirul evreiesc, din primăria municipiului Iași, dacă ne puteți numi responsabil cu această activitate? Vă rog, domnul primar, după aia domnul Gavril. Deci... Nu sunt lucruri care nici măcar nu trebuie aduse în discuția glumei. Un lucru pe care trebuie să-l știți, nu va aparține inițiativa și niciuna dintre inițiativele care s-au întâmplat în relația dintre autoritatea locală
și comunitatea evreilor din Iași nu au fost decât într-un consens deplin cu comunitatea evreilor din Iași, care ea însăși și-a recunoscut rolul activ în ceea ce privește fundamentarea unor elemente de identificare a memoriei acestei comunități de-a lungul istoriei pe care a petrecut-o, o petrece și o va petrece în municipiul Iași. Surprinderea mea este cu atât mai mare cu cât discutăm de așa ziși specialiști și stau și mă îngrijorez să aflu că dumneavoastră predați cursuri de istorie unor elevi, să dea Dumnezeu ca niciunul dintre copiii mei să nu vă treacă pe mână, că va trebui să-i duc la reciclare din punct de vedere al cunoștințelor de istorie. Și asta, desigur, e o și consecință probabil pe care o vor suferi și ceilalți părinți care vor suferi alături de elevii sau copiilor. Pe de altă parte, cu remarcile astea la dumneavoastră de... Puțin bun simț, nu ți-e rușine, puțin bun simț. Atacuri la persoană. Răspundeți punctual la o întrebare pe care v-am pus-o. V-aș ruga să nu mai vorbiți în paralel, da? Dacă vorbești domnul primar, vă rugăm să-l ascultăm pe dânsul, după aia aveți cuvântul, puteți să vă exprimați la subiect. Mulțumesc. Un lucru aș vrea să-l spun și cu asta închei și nici nu vreau să mai aduc în discuție. Și acest proiect face parte din buna colaborare și rog și colegii consilieri să nu mai întărim acest subiect decât prin aprecierea calității faptelor noastre și nu a vorbelor noastre referitor la comunitatea evreilor din România și de oriunde se află pe întreg mapa mondul. Dar un lucru vreau să spun în cele din urmă. Comunitatea evreilor din România este o comunitate recunoscută și stimată de noi toți ca și componentă activă a noastră, trebuie tratată cu respect, cu decență și, desigur, cu considerație pentru ceea ce a fost și ceea ce poate redeveni în rândul comunității ieșene. Iar și acest proiect este un proiect pe care dorim să-l realizăm tot în sprijinul celor spuse de mine, într-un consens deplin cu această comunitate, fără a ne urca cu picioarele bolnave peste memoria unor victime care au suferit acum 78 de ani, acum se împlinesc. Deci să avem decență, să avem respect, să nu zgândărim răni care au provocat moartea unor suflete nevinovate, să-i ajutăm să treacă peste acele momente și să redevenim prietenilor cu fapte, nu cu vorbe, domnule consilier. Vă rog, domnul Gavril era, după aia domnul Poți și domnul Nedelcu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun, m-am uitat cu atenție la proiectul numărul 5 și asta nu are legătură cu relocarea monumentului istoric. Deci v-aș ruga că atunci când discutăm despre proiectele de la ordinea de zi, să discutăm despre proiecte de ordinea de zi, adică clasarea ca monument istoric a cimitirului evreiesc și nu relocarea porții de acces care nu face obiectul ordinei de zi. Asta dacă respectăm cu strictețe regulamentul. Dar dacă tot s-a discutat despre acea relocare, nu am înțeles la distinsul coleg de la Partidul Național Liberal, că odată s-a referit la mutare în mod barbar și apoi la distrugere care nu a fost făcută tocmai cum trebuie. N-am înțeles. Adică cum trebuie să fie făcută distrugerea dacă până la urmă a fost nevoie să fie făcută o distrugere? Eu cred că este vorba, ca să încheiem subiectul, de doar o simplă relocare. Pentru distrugere ar trebui totuși niște instituții ale statului competență în domeniu să întocmească un rechizitoriu prin care să confirme existența unei infracțiuni. Cred că este un pic depășită această etichetă. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul Boz. Stimați colegi, da, putem să fiecare în particular să discutăm, poate exprimarea colegului meu nu a fost cea mai fericită, însă s-a referit la fapte și nu la persoane. Domnule primar, este incalificabilă modalitatea în care ați decis să răspundeți și intervenția colegului viceprimar. Deci dumneavoastră sunteți cel care jigniți, după care domnul viceprimar intervine și întreabă, dar nu ți-e rușine? Deci nu este acesta un model nici de discuție în Consiliul Local și nici de comportament uman între noi. Sincer, cred că datorați scuze. Nu știu dacă le veți oferi, dar vă rog măcar ca pe viitor să ne abținem de la astfel de comentarii legate de persoana cuiva, de modalitatea de exprimare. Haideți să discutăm faptele care, evident, ele pot fi prezentate într-un mod subiectiv, într-o anumită lumină, în funcție de
Modalitatea în care privim, eu știu și dintr-o perspectivă politică, dar de aici până a face aprecieri asupra calităților profesionale ale unei persoane, cine cum are de suferit. Deocamdată ieșenii care locuiesc în acest oraș au de suferit, până la a suferi copiii altcuiva. Vă rog foarte mult să ne abținem și cred că putem să parcurgem ordinea de zi mult mai repede și fără aceste comentarii inutile. Vă rog, domnule Delgu, scurt și la obiect. Sigur, aș vrea să reamintesc faptul că această poartă a fost mutată tocmai pentru a o proteja. Nu este prima dată când a fost mutată și vreau să vă mărturisesc că nu am auzit să existe vreo disensiune între comunitate, între administrația publică locală, între oameni în general. La Iași noi conviețuim în armonie cu evrei, îi invităm să vină la Iași să investească. Am votat de-a lungul timpului și în acest mandat și în mandatul precedent proiecte care să sprijine această comunitate, numeroase și la Comisia de Cultură. Susțin înființarea unui muzeu al Holocaustului la Iași și vreau să vă mărturisesc că am constatat cu amărăciune că liderii Partidului Național Liberal de la Iași au trimis o scrisoare către 35 de organizații evreiești din Europa și din America de Nord. Domnule Delcoare Legătă, v-am rugat la obiect. Domnul Bostan, vă rog să nu mă întrerupeți. Aveți decența și diplomația de care vreți să faceți dovadă, așa cum susțineți că sunteți urmașa lui Brătianu și încercați să nu interveniți peste... Dar v-am rugat 30 secunde și a spus 30 secunde. Deja vreo 2 minute. Domnul Clepsidră, vă rog frumos să... Deci, dacă termin, e să vorbim cu limbajul ăsta miștocăresc de pe strada, dumneata, copilul de minci, da? Așa, nu vă mai dau cuvântul ședința asta. Deci nu suntem nici la mei, domnul viceprimar. Vă rog, nu interveniți peste asta. Deci aș vrea să-mi spuneți... Da. Deci, domnul președinte... Eu am vorbit eu cu dumneavoastră, da? În momentul în care, crezi, mă puteți jigni... Da, vă descoperiți brusc veleitățile. Nu, îmi descoper veleitățile atunci când se folosesc cuvinte nepotrivite. Eu nu am jignat. O secundă, haideți să ne oprim. Totuși suntem capitală istorică a României, nu? Eu zic să schimbăm președinte. Eu zic că ar trebui să abordăm subiectele astea cu maximă seriozitate, mai ales când vorbim despre comunități. Așa încât, haideți să trecem la vot și să mergem mai departe. Gata. Deci dacă este, dacă mai sunt intervenții pe subiect, v-am rugat, pe subiect, dacă tot divagăm așa și povestim fiecare ce avem, pe subiect. Nu mai provoc, 15 secunde, termin, da? Domnul... Mi-a aprobați? 15 secunde. Nu, da, o secundă, domnul Pintilei, vă rog frumos să mă lăsați. Era domnul Pintilei, domnule. Nu vreau să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Nu vreau să vă spun nicio întrebare. Care este scopul acelei scrisori pe care care a fost trimisă de liderii Partidului Național Liberal în Europa și în America? Aș vrea să-mi spuneți dumneavoastră sau să ne comunicați care este scopul acestei scrisori. Vă mulțumesc. Bine, am notat. Vă rog, domnul Pintilei. Nu m-a deranjat deloc referirea dumneavoastră la grosimea epidermei mele. Nu era vorba nu de epidermă, nici n-ați fost atent. Ci mă doare faptul că l-ați contaminat și pe domnul primar. Și de aceea vă anunț în mod oficial, atât timp cât dumneavoastră veți fi președintele de ședință, eu nu voi mai participa la ședințele de Consiliu. Am notat și asta, în regulă, vă rog, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru... Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul a fost votat în unanimitate. Thank you. Precizez că lipsește din sală domnul consilier Aur. Proiect de hotărâre numărul 6 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a municipiului Iași pe anul 2018. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul a fost votat în unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 7
privind modificarea, completarea și aprobarea regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza legii numărul 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu amendamentul pe care îl aveți la mapă. Nu? Are amendamentul? Ah, nu, scuze, e fără amendament. Deci dacă sunt discuții pe proiectul numărul 7, nu supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a fost votat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 8, privind aprobarea calendarului evenimentelor pentru lunile februarie-martie 2018, cu amendamentul depus la mapă, care adaugă în calendarul evenimentelor din lunile februarie-martie 2019 spectacol de muzică și poezie din Părinți pentru Părinți, maestrul Dorel Vișan și Mircea Rusu Band. Vă rog, dacă sunt discuții pe acest proiect. Dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, proiectul a fost votat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 9, privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu, sunt supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri nu sunt. Proiectul a fost votat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 10, privind modificarea statului de funcții și aparatului de specialitate al primarului municipiului Iași. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu sunt, supun votului aprobarea proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Șapte voturi împotrivă, abțineri. Cu 7 voturi împotrivă, proiectul a fost aprobat. Da. Păi nu, stai... Scuze, cu 8 voturi împotrivă, da. Proiectul a fost aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 11, privind aprobarea organigramei a statului de funcții și regulamentului de funcționare ROF a editurii Junimea Iași pentru anul 2019. Dacă sunt discuții, vă rog. Vă rog să consemnați că domnul consilier Surdu nu este prezent la votarea acestui proiect. Este. Trecând peste momentul de destindere creat, binevenit, poate, după momentul tensionat anterior, vă rog, dacă sunt discuții? Nu? Vă supun votului proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul? O abținere? Nu. Deci proiectul a fost votat în unanimitate. Domnul președinte, proiect? Vă rog să vă consemnați. Mulțumesc. Nu, am și spus, dacă este, că a fost o glumă, un moment de destindere. Evident că nu s-a considerat, că sunteți în sală. Da. Proiectul de hotărâre numărul 12, privind criteriile de acces la locuință și ierarhizare prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor construite prin ANL în municipiul Iași. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu supun votului proiect, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri nu sunt. Proiectul a fost votat în... O abținere. Deci cu abținere, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Iași numărul 205 din 30.05.2018 privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietatea privată a statului român și aflate în administrarea municipiului Iași. Dacă sunt discuții, vă rog. Dacă nu sunt, supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul
14, privind completarea domeniului privat al municipiului Iași cu terenul într-o față de 256 de metri pătrați cu număr cadastral 152076, înscris în cartea funciară 162076, situat în Iași, zona Moara de Vânt. Discuții? Dacă nu supun aprobării proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul a fost votat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 14, numărul 15, privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Iași, aprobat în HCL numărul 211 din 30.05.2018, cu terenurile din anexele 1-4, aflate în administrarea municipiului Iași, respectiv revocarea anexei numărul 34 cu privire la terenul în spațiu de 157 metri pătrați, situat în Iași, strada Tătăraș, numărul 15, identificat în Tarlaua 30, număr cadastral 1598A1597, amplasament inventariat în domeniul privat al municipiului Iași, conform HCL 445 din 28.09.2018. Dacă sunt discuții, dacă nu supun votului, cine este pentru? Abțineri? Vă rog, proiectul a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 16, privind completarea inventarului domeniului privat al municipiului Iași, aprobat prin HCL numărul 211 din 30.05.2018, cu terenurile din anexele 1-29, aflate în administrarea municipiului Iași. Discuții? Dacă nu supun votului proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 17, privind darea în administrare cu titlul gratuit către Muzeul Municipal Iași a unor bunuri mobile și imobile în vederea desfășurării activității, cu amendamentul depus și anume completarea proiectului cu următorul articol. Începând cu data prezentei, poziția 3 din anexa 2 a HCL 58/2013 și orice document încheiat în baza acesteia își încetează efectele. Dacă sunt discuții, dacă nu supun votul, pe cine este pentru? Împotrivă, abțineri nu sunt. Proiectul a fost votat în unanimitate. Proiectul numărul 18, privind transmiterea cu titlu gratuit școlii gimnaziale Nicolae Iorga Iași a unor bunuri imobile în vederea desfășurării activității grădiniței cu program normal numărul 26, unitate ce face parte din structura organizatorică a școlii. Discuții? Supun aprobării. Proiectul, cine este pentru? Împotrivă, abțineri nu sunt. Proiectul adoptat în unanimitate. Proiectul numărul 19, privind aprobarea schimbării categoriei de folosință a terenului proprietate publică a municipiului Iași cu suprafață de 3.995 metri pătrați, număr cadastral 135327, parcela numărul 1, tarla 107, trup Moara de Vânt și includerea acestuia în fondul forestier. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun votului proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri nu sunt. Proiectul votat în unanimitate. Proiectul numărul 20, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Iași a unor mijloace fixe în vederea casării acestora. Discuții? Dacă nu supun votului, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiectul votat în unanimitate. Proiectul 21, privind completarea și modificarea inventarului domeniului privat al municipiului Iași, însușit prin HCL numărul 211 din 2018. Discuții? Nu sunt. Supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiect votat în unanimitate. Proiectul numărul 22, privind transmiterea concesiunii terenului proprietate privată a municipiului Iași în suprafață de 31 metri pătrați, situat în Iași, strada Florilor, numărul 48, de pe Dașu Antimir, pe Captaren cu Ana Otilia. Discuții? Supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiect votat în unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 23, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 316 metri pătrați, situat în Iași, strada Zimbrului, numărul 5A, identificat cadastral în Tarlaua 1, parcela CC2 și parcela AG4, având număr cadastral 159253, înscris în cartea funciară 159253, proprietate privată a municipiului Iași. Dacă sunt discuții? Dacă... Vă rog, domnul Surdu. Vă propun să amânăm acest proiect. Există o propunere de amânare a proiectului respectiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu o abținere a fost aprobată scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect. De...
Da. Proiectul numărul 24, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 209 metri pătrați, situat în Iași, Fundac Codrescu numărul 4, proprietate privată a municipiului Iași, înscris în cartea funciară 159825 a municipiului Iași, număr cadastral 159825. Discuții? Dacă nu sunt, supun aprobării proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? No. Abțineri? Domnul președinte, o secundă, vă rog. Vă rog. Dacă tot bănuiesc că domnul consilier Surdu de asta și făcut propunerea, că e vorba de vânzare, eu aș zice să-l amânăm și pe ăsta, ca să fie în același ton tratat, adică să fie o practică unitară, nu? Pentru că altfel, din voturile exprimate, ar fi un proiect respins. Mai există o altă propunere pe acest proiect? Dacă nu, supun votului propunerea domnului Boca de scoate pe ordinea de zi acestui proiect. Amânarea. E același lucru, am înțeles. Da, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Deci, în unanimitate, a fost aprobată amânarea și implicit scoate pe ordinea de zi a proiectului numărul 24. Proiectul numărul 25, privind închirierea unui spațiu cu altă destinație decât acea de locuință, către Partidul Pro-România, Organizația Județeană Iași. Dacă sunt discuții, vă rog. Domnul Timofciuc a fost primul. Domnul Gavril, bine. Domnul Gavril și apoi domnul Timofciuc. Scuze. Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvântul acordat. Am decis să iau cuvântul pentru că am avut și la ședința Comisiilor Reunite un cuvânt în ceea ce privește dosarul, dacă acesta este complet sau nu, solicitarea formațiunii politice. După cum se vede, noaptea cred că a fost un sfetnic bun pentru domniile lor, au apărut la dosar și împuternicirea și certificarea conform cu originalul, ceea ce pe mine mă face să trag o singură concluzie și îmi închei cuvântul. Pentru prima dată, după Revoluția din 1989, a apărut în România o formațiune politică care funcționează în regim de seral. Vă mulțumesc! Dacă mai sunt discuții sau intervenții pe acest proiect, vă rog, domnul Timofciuc. Înainte de a trece la acest proiect, vreau doar să spun, în legătură cu intervenția domnului primar care m-a vizat, ați trecut o linie roșie, domnule primar, cu acuzațiile dumneavoastră. Nu mă așteptam să coborâți atât de jos nivelul. Domnule președinte de ședință, este la subiectul de turnă de zi. M-ați atacat la nivel personal într-un mod josnic, nedemn pentru funcția pe care o ocupați. Dacă mă lăsați, de la domnul viceprimar Harabagiu, da. Nu am așteptări. În legătură cu acest proiect de hotărâre, vă rog. Observ doar rapiditatea cu care executivul primăriei s-a mobilizat pentru a avea acest proiect pe ordinea de zi, în timp ce zeci de ONG-uri solicită acordarea unor spații și li se răspunde fie că primăria nu are, fie nu se răspunde deloc. Vedem că pentru un partid politic apropiat de dumneavoastră, lucrurile se întâmplă cu celeritate. Ai grijă ce domnul spui. Domnul Boz, domnul Ciubotaru, domnul Suru, pe subiectul ăsta vă rog. Strict pe acest subiect vreau să spun că noi, consilierii Partidului Național Liberal, susținem valorile democratice și pluripartidismul din România. Da, există o serie de suspiciuni pe care le-a prezentat și colegul meu Răzvan Timofciuc, dar vom susține acordarea acestui sediu. Mulțumesc. Sunt de cuvânt. Domnul președinte, până spuse. Dimineața am dat și mie cuvântul. Am spus, da. Domnul Ciubotar, păi am spus, domnul Ciubotar. Da. Erați foarte prins de telefon și a zis da. Că să mă ascultați. Vă ascult. Mulțumesc. Stimate coleg, nu s-a procedat cu acest proiect de hotărâre altfel decât cum se procedează cu celelalte proiecte de hotărâre. Dacă aveți o ușoară problemă de, știu, nu, nu aveți nicio problemă. Vă rog să vă aduceți aminte că cel puțin au mai existat cel puțin două încercări de promovare a acestui proiect de hotărâre. Nu puteți acuza așa fără să induceți în eroare opinia publică. Și doi, mă adresez colegului meu de bancă aici. Am înțeles foarte bine mesajul pe care l-ați transmis înainte de a lua cuvântul domnul Timofciuc. Vă rog să acceptați și o diversitate a opiniilor. Mulțumesc.
Și să nu mai acuzați pe domnul primar. A fost o părere. Mulțumesc. Era domnul, vă rog, domnul Gavrilă. Doar 10 secunde ca să precizez domnului coleg Florentin că acest proiect pe ordine de zi este în noutate absolută. Celelalte două proiecte de care dumneavoastră vorbiți n-ați fost un pic atent. Era vorba despre o solicitare a parlamentarului pro-România de Iași, nu o solicitare a organizației județene a acestui partid care funcționează în regim de SRL. Vreau să amintesc la fiecare ședință acest lucru. Mi-a pronunțat numele, poate să-i... Da, vă rog. Bun, haideți, dar vă rog, da 5 secunde ca să... Domnule consilier, domnule consilier, știu că aveți o pregătire temeinică, însă și eu, așa cum am reușit, m-am pregătit. Partidele sunt de stânga, de dreapta, de centru-stânga, de centru-dreapta. Nu am regăsit niciodată vreun partid de SRL. Vă rog să faceți o solicitare în acest sens la București. Poate înregistrați o nouă marcă. Mulțumesc. Da. Dacă nu mai sunt din... Domnul, vă rog, domnul. Aș vrea să o rog pe doamna secretară să ne spună dacă solicitarea respectivă îndeplinește condițiile legale. Vă rog, doamna secretară. Proiectul de hotărâre poartă viza de legalitate a secretarului. Este legal. Vă rog, domnul Harabagiu. O scurtă completare pentru prietenul meu care îl trimit din nou la școală, mai nou dacă are tot job la școală, cu ocazia asta o să ai timp să citești legile. Acest proiect de pornire de zi este fundamentat în temeiul legii partidelor politice și nu are nicio treabă cu ONG-uri, cu fundații, ce spuneți dumneavoastră. Deci, iară, prindeți fluturi sau furați curent. Da. Tocmai ce făcusem un apel la eleganță, dar în fine. Ca să desindem puțin atmosfera, vreau și eu să-i fac o remarcă personală, luați-o exact ca atare în spirit de glumă, dat fiind că până la urmă pro-România ăsta e un trandafir picat din buchet, eu chiar aș propune, dacă e să-i dăm un sediu mai degrabă alături de sediu PSD-ul, pe Ștefan cel Mare, dacă îl înghesuim acolo în spate, nu-l vede nimeni, nu-i dăm nicio șansă să crească. Deci luați-o ca atare, da? Mulțumesc. Vă rog, domnul Boca. Am să fac și eu o remărcă ca să citez pe cineva din sală, nu pe dumneavoastră. Nu cred că e momentul acum să vă situați așa pe un pedestal, să spuneți pro-România ăsta. Și nu să sunteți partid politic, faceți parte. Trebuie să ne respectăm indiferent. Chiar și consilierul independent, chiar dacă e o singură persoană, trebuie respectat ca toți alții. Vă rog frumos, cred că maniera echilibrată din lucrurile astea vine și nu neapărat din tonul vocii. Mulțumesc. De acord. Dar propunerea mea, sunteți de acord că a fost extrem de pertinentă de a-l favoriza față de atași. Asta trebuie să apreciați, chiar dacă exprimarea poate a fost deficit. Corect. În acest sens, cred că și USR-ul v-ați propus să-l mutați în Podul Roșu sau alte mișcări. Că, vom vedea. Niciun secret. Vă rog, domnul primar, că ceruseți... Eu nu voi face decât un singur comentariu. De fapt, este o rugăminte pentru colegul nostru Andrei Postolache să urmărească traseul ultimei comunicări și funcție de ce v-am propus acolo să vă pronunțați pentru a închide această chestiune într-o manieră elegantă. Mulțumesc foarte mult! Da, vă supun la vot aprobarea proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu abținere, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 26 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Iași în domeniul public al municipiului Iași a terenului în față de 200 de metri pătrați situat în Iași, strada Libertății și dezmembrarea acestuia în două loturi de câte 100 de metri pătrați. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supun votului proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul a fost votat în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 27 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în hotărârea Consiliului Local 433 din 28 septembrie 2013 privind aprobarea PUZ Iași Alea Decebal numărul 22A număr cadastral 130253 întocmit în vederea construirii unui spațiu comercial pe teren proprietate, persoană fizică. Dacă sunt discuții... Vă rog, domnul Pintile și domnul Harabagiu. Aș ruga Consiliul Local să invite la ședințele pe care le avem, unde votăm pozurile, pe cei care
le-au depus pentru a vedea și dânsii cine votează PUZ-ul și cine se abține. Mulțumesc. Vă rog, domnul Harabagiu, și apoi domnul Ignat. Da, mulțumesc că ați anticipat, domnule consilier Pintelei, ceea ce vreau să spun. În spatele dumneavoastră și în stânga dumneavoastră sunt 8 persoane, reprezentanți, beneficiari sau reprezentanți ai celor care au pus-ul pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Vă rog, domnul Ignat, și apoi domnul Boz. Eu propun să facem ședințele astea de consiliu local pe stadion, unde putem invita toți eșenii să ia la cunoștință faptul că de primăria în ultimii 20 de ani a fost incapabilă să facă ceea ce avem noi toți eșenii nevoi, un PUC. În completare, colegul meu, vreau să spun, de acord să le facem pe stadion, dar v-aș ruga ca limbajul să nu fie cel de pe stadion, chiar dacă poate unii dintre noastre mergeți la manifestări sportive sau la alt fel de bâlciuri prin sate, limbajul aici trebuie să rămână unul la de altă factură și de alt nivel. Mulțumesc, domnul Domnul președinte, dumneavoastră folosiți limbaj de stadion când vorbiți despre copiii din... Vă rog, domnul Boz. Stimați colegi, da, evident, urmează o serie de proiecte care se referă la planuri urbanistice zonale sau de detaliu. După cum bine cunoașteți, decizia Partidului Național Liberal este aceea de a nu vota niciun plan urbanistic zonal până la aprobarea PUG-ului. Și vă mulțumesc pe această cale că i-ați invitat și pe ieșenii care au aceste proiecte, deoarece am ocazia să le transmit că nu este absolut niciun vot împotriva proiectului dumnealor, ci este o formă de protest politic a noastră prin care încercăm să tragem un semnal de alarmă că avem un PUZ expirat prin fel și fel de prevederi legale. Da, el este în vigoare în momentul de față, dar este un PUG care nu are absolut nicio legătură cu dezvoltarea din ultimii ani a orașului nostru și care este un PUG care nu reușește să ofere o reglementare unitară, coerentă în orașul nostru și se construiește haotic. Acesta este motivul pentru care nu vom vota următoarele proiecte. Îmi pare rău, îmi cer scuze din cetățenilor direct vizați, dar îi rog în același timp să înțeleagă că este singura modalitate democratică și legală prin care noi, ca partid de opoziție, putem să sancționăm această delăsare a executivului municipiului Iași. Pentru că văd o pădure de mâini ridicate, vă rog la proiectul respectiv, dacă se poate, da, să nu mai divagăm pe teme fără legătură. Mulțumesc. Deci, în ordine, domnul Boca, domnul Boișteanu și domnul Cipotar. Da, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, referitor la ce spunea colegul dumneavoastră, cred că toți ne dorim PUG-ul cât mai urgent, dacă se poate, numai că nu-l putem face. Știți cum e? Din păcate lipsește povestea asta. N-avem. Și colegul dumneavoastră bănuiesc că și imaginează ce înseamnă elaborarea, ca să fim mai corecți, a unui PUG. Unu. Doi. Astăzi, într-adevăr, vă scutim de explicație că nu mai avem ordinea de zi, se termină la proiectul numărul 34, deci n-avem 52 și nu o să trebuiască să dați explicații. Apreciez într-adevăr faptul că al dumneavoastră coleg Boz a revenit la sentimente mult mai bune și într-adevăr eu felicit atitudinea lui de astăzi. În schimb, rămâne dator și pentru următoarele dăți pentru faptul că la un moment dat a părăsit sala și trebuie să-i aduc aminte acest lucru. Mulțumesc! Vă rog, domnul Boișteanu. Nu întâmplător se ia cuvântul din cei care fac parte din Comisia sau din Comisia de Urbanism și Amenajare a Teritoriului. Scuzele nu înlocuiesc dorința celor care petrec cu un timp suficient de lung și resurse materiale ca să întocmească PUZ-uri și PUD-uri. Este, de fapt, o cerință legală care trebuie să rezolve problemele privind indicatorii urbanistici și aliniamentele pentru construcțiile propuse. Deci, nu scuzele sunt cele care înlocuiesc solicitările cetățenilor, ci ceea ce Partidul Social Democrat, prin consiliere pe care are și prin implicarea și votul pe care îl exprimă, duc aceste lucrări la bun sfârșit, ca să fie lucrurile foarte clare, pentru că altfel s-ar putea înțelege că e o acțiune care ar putea să conducă la bunăstare. Nu. N-ar fi decât o acțiune de blocare a unor solicitări oportune
ale cetățenilor. Vă rog, domnul Cipătaru. Stimate coleg, sintagma protest politic induce o mare confuzie în rândul celor care ne urmăresc. Dumneavoastră, de aproximativ 2 ani, nu doriți ca orașul nostru să se dezvolte. În concluzie, nu mai fiți reactivi. Vă rog să fiți proactivi, distinși liberali. Vă vorbesc în calitate de cetățean al municipiului Iași și de membru al Comisiei de Urbanism. Doar de 2 sau 3 ori, când ați avut interese directe legate de promovarea unor proiecte de hotărâre, ați catadixit să ridicați mâna. Nu mai urmați orbește ordinele care parvin de la linia conducerii partidului filiala Poduroș. Vă știu oameni responsabili, onești, tineri și spiritual și fizic. În consecință, nu-i mai păcăliți pe ieșeni. Haideți să dezvoltăm orașul. Nu este vina nimănui, nici a primarului, nici a noastră, nici a dumneavoastră, că acest punct nu a fost încă finalizat. S-au adus argumente tehnice. Nu se mai poate așa ceva. Haideți să fim corecți, să nu intrăm în campanie electorală sau să nu fim permanent într-o competiție electorală și să spunem lucrurilor pe nume. Sunt oameni simpli, persoane fizice, oneste, care așteaptă cu nerăbdare să-și edifice o locuință, cu etaj, fără etaj. Domniile voastre nu doresc binele acestor semeni ai noștri. Vă mulțumesc tare mult! Da, domnul Boz, vă rog. Vă rog, mi-a fost pomenit și mea de lider de grup. Vreau să știți că rămânem aceiași parteneri onești pentru toți colegii și toate partidele din Consiliul Local. O precizare față de ceea ce s-a spus de către antevorbitorii mei. Cetățenii Iașului trebuie să știe că mulți dintre ei, nu toți, într-adevăr, dar mulți dintre ei nu ar mai fi fost nevoiți să cheltuie sume importante de bani pe puzuri și să aștepte tot felul de aprobări dacă am fi avut planul urbanistic general aprobat. Și uitați-vă, vă rog, la proiectele de pe ordinea de zi să vedeți în ce zone sunt. Multe dintre ele chiar n-ar fi avut nevoie. În rest, nu a existat niciodată un interes direct al vreunui membru din Partidul Național Liberal în votarea unui puz și noi să fi dat curs unui astfel de interes. De fiecare dată am urmărit interesul comunității locale, iar singurele excepții le-am făcut pentru spații de producție. Sunt exemple care le enumerăm pe degetele de la o singură mână. Da? Atât. În rest, dacă nimeni nu poartă o vină, cine Dumnezeu își asumă responsabilitatea dacă avem un primar care este de 10 de ani, lucrează în această primărie, director tehnic, viceprimar, actualmente primar, și nu avem PUG, lucrăm cu o reglementare de acum 20 de ani, cine totuși își asumă responsabilitatea în orașul acesta pentru modul în care se construiește haotic, că nu avem străzi, nu avem niște artere desenate cum trebuie, nu avem spații de parcare, nu avem spații verzi? Consiliul nu, executivul nu, cine răspunde totuși în orașul ăsta? Mulțumesc! Vă rog, domnul Timofciuc, și apoi domnul Surdu. Da, vă rog, pe subiect, da, pe subiectul puzuri. Da? Da, și domnul viceprimar. Da, eu vreau să vă citez o declarație a domnului primar de la începutul anului 2017, care a spus că până la sfârșitul acestui an, adică până la sfârșitul anului 2017, vom organiza o ședință festivă a Consiliului Local dedicată aprobării planului urbanistic general. Suntem în 2019 și acest lucru încă nu s-a întâmplat. Și încă un lucru pentru cei care au venit astăzi în Consiliul Local. Noi ne dorim și un tratament egal, nediferențiat, nediscriminator pentru toți dezvoltatorii din municipiul Iași. Dacă vă uitați acum, repet ceea ce am spus, o mână de băieți deștepți din siajul primarului, care participă și la evenimentele dumneavoastră private, au acces la documentații rapide, au acces la un tratament preferențial în primăria municipiului Iași, iar alți ieșeni stau cu ani în așteptarea aprobării
tuturor documentațiilor urbanistice. Deci un plan urbanistic general ar oferi șanse egale tuturor și să nu existe posibilitatea ca din pix să decidă unul sau altul din primărie cine are acces mai rapid la documentație și li se termină mai rapid toate documentațiile pe care trebuie să le facă. Mulțumesc. Vă rog, era domnul Surdu la, era domnul Surdu în la cuvânt și domnul viceprimar. Să dă o tentă că în comisii noi am alege unii da, unii nu. Sunteți membru a Comisiei de Urbanism, participați la întâlnirile noastre. Să înțeleg că vă raliați la o astfel de părere. Sunt discuții în cadrul comisiei că unii sunt favorizați și alții nu. Vă rog ca să-l lămuriți pe colegul dumneavoastră. Nu este subiect, nu mi-a adresat nicio întrebare ca să-l lămuresc. Mulțumesc. Vă rog, deci domnul Surdu, domnul Harabagiu și am văzut s-a înscris domnul Vintile după aia. Conform legislației în vigoare și datorită faptului că la un anumit moment dat un colectiv de arhitecți, proiectanți au elaborat un PUC pentru municipiul Iași, nu putem spune că la vremea respectivă s-a tratat într-un mod haotic viitorul acestui oraș. La vremea respectivă s-au analizat, s-au făcut estimări, s-au trasat exact cam pe unde și cum vin regimurile de înălțime, de ocupare a terenului. Faptul că se fac puzuri, se vor face puzuri și după ce se va aproba acest PUG despre care facem vorbire. Pentru că el dă o reglementare generală, iar în momentul în care dorim să construim, va trebui să facem un PUZ pentru a arăta care sunt dimensiunile, care sunt mărimile, care sunt dorințele investitorului. În Comisia de Urbanism a apărut, în schimb, o discuție cum că cineva ar fi influențat să-i fie publicat sau analizat PUZ-ul, nici nu știam despre ce-i vorba, și am apărut și cu un comentariu prin ziar, care nu vreau să-l comentez, care era total eronat și lipsit de substanță, mai ales că respectiva publicație avea reprezentant în Comisia de Urbanism și are permanent reprezentant acolo. Ar fi trebuit să ține seama și de prezența lui și de analiza pe care o facem acolo. Întotdeauna este o analiză, eu am și propus de altfel ca aceste proiecte să fie blancat titlul acolo unde scrie numele beneficiarului. Pentru ca să nu mai fie un consilier pe care eu îl respect, că încă e tânăr și învață, să vină cu acuzații nefondate în ședința de urbanism. Nimeni nu face o prioritate pentru celălalt, nimeni în Comisia de Urbanism nu analizează un proiect și îl dă la o parte pe celălalt. Ba, din contra, ne sacrificăm fiecare, așa cum ne-am asumat față de Ieșeni, timpul necesar să venim în comisie și să fim corecți și cinstiți. În momentul când se constată că există o umdă de îndoială asupra unui membru a Comisiei de Urbanism, bineînțeles că vom avea aceeași măsură pentru toată lumea. Eu cred că toți cei care dezvoltă proiecte imobiliare sau care au adus contribuția lor financiară, indiferent că sunt în domeniu imobiliar, indiferent că sunt în domeniu economic, au contribuit în acest timp la dezvoltarea acestui oraș, la crearea de locuri de muncă, la crearea de apartamente care sunt noi, spre beneficiu fiecărui ieșan care s-a mutat acolo. Nu cred că există această temere în niciunul dintre noi că unul a luat-o înaintea celuilalt având relații și venind și vorbind cu unul și cu altul. Cel puțin la mine n-a venit nimeni să vorbească cu mine și cred că nici la un coleg de la Comisia de Urbanism, pentru că aceste proiecte, indiferent a cui sunt, noi le examinăm pe toate și colegii de la Comisia de Urbanism sunt aici și le tratăm pe toate la fel cu aceeași responsabilitate. PUG-ul care a fost votat și este în vigoare permite dezvoltarea acestui oraș, iar dacă se fac puzuri, repet, se vor face în continuare și după ce PUG-ul actual care se află în lucru va fi votat. Mulțumesc!
domnul Harabagiu și apoi domnul Vintilă, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte de ședință. O să mă adresez stațiilor și vreau să fiți atenți dumneavoastră, doamna Vădeni și domnule Ioan și ceilalți care sunteți aici. Aș dori să explic spusele colegului meu Florin Boca. Punctul 52 de pe ordinea de zi de la ultima ședință a Consiliului Local era un pus ca oricare alte puzuri respinse de către colegii noștri, dar dumneavoastră au votat și au votat toți. Unanimitate. Motiv pentru care poveștile care ați auzit adineauri sunt total eronate. Mulțumesc frumos. Bine, domnul Vintilă. Da, n-aș fi vrut să iau cuvântul pe tema asta, având în vedere totuși că fac parte din Comisia de Urbanism, s-au făcut aici niște afirmații, după părerea mea, destul de grave. La ce vreau să mă refer? Se lasă impresia că în această comisie suntem mituiți sau influențați de către administrația primăriei pentru a vota pentru anumite proiecte și nu pentru proiecte viabile. Continui cu explicația și vreau să vă spun că toate solicitările din partea întreprinderilor, a cetățenilor municipiului Iași, sunt pe masă de urbanism. Sper că nu mi-ați oprit microfonul. Aproape 50% din ele nu sunt aprobate în primă ședință. Sunt amânate solicitându-se noi documente, noi explicații și poate să o confirme chiar președintele de ședință de astăzi, pentru că face parte și dânsul din această comisie de urbanism. Nu vreau să se lase impresia, cu atât mai mult că în sală sunt și cetățeni care astăzi au puzuri ce se discută în această ședință, că noi aprobăm doar pe anumite criterii, lăsând impresia că suntem mituiți, influențați, avem interese personale. Dimpotrivă, pot să afirm aici cu tărie că au fost destul de dese cazurile când anumiți membri ai Comisiei de Urbanism s-au abținut de a vota în comisie tocmai pentru că aveau o anumită legătură cu respectivul proiect. Deci, fac apel la colegii noștri care au luat cuvântul și au lăsat această impresie să ceară scuze nu comisiei, ci cetățenilor Iașului și să nu-i mai ducă în eroare că se fac tot felul de intervenții. Dacă aveți cazuri, vă rog să le nominalizați și să suportăm rigorile legii. Nu e posibil să aruncăm cu noroi. Ieri, la comisiile reunite, n-a ridicat nimeni absolut nicio problemă referitoare la aceste proiecte de pe ordinea de zi, pentru că nu era presa, nu erau cetățeni în sală. Astăzi venim aici și credem că ne facem imagine așa. Dragi colegi, nu este normal așa ceva și credeți-mă că în nenumărate rânduri totuși am făcut apel la dumneavoastră să nu ne mai mânjim cu noroi între noi. Nu-i corect așa ceva. Nu lăsați această impresie cetățenilor Iași, că e total eronat. Și ultima problemă care vreau să o ridic, puzurile sunt perfect legale. Și eu apreciez că după aprobarea pugului, în prima ședință de Consiliul Local vor fi din nou puzuri pe ordinea de zi. Nu există pug ca să rezolve toate problemele unei urbe. Nicăieri în lume, domnilor, nu sunt constructor, dar din informațiile pe care le am, știu acest lucru. Puzul vine să lămurească probleme punctuale, pentru că fiind orașul sau localitatea în dezvoltare, normal că apar tot timpul solicitări care nu au fost prevăzute în pug. Mulțumesc! Doar o precizare vreau să fac, pentru că domnul Vintilă m-a pomenit și pe mine. Într-adevăr, ca membru Comisia de Urbanism, nu am făcut nicio acuzație și nu mă lansez în speculații pe care nu le pot dovedi. Dar trebuie la fel să menționez faptul și spune domnule Vintilă că au fost destule situațiile în care din membrii Comisiei de Urbanism
singurii care ne-am opus, în afară de decizia noastră politică, refer de a ne abține la vot. Am fost eu și colegul meu Tudor Dornean. Au fost situații în care eu vă spun, chiar m-am simțit frustrat pentru faptul că s-au avizat niște proiecte, deși anterior noi în comisie am spus că sunt niște criterii minimale peste care nu vom trece și nu le vom aviza. Despre asta este vorba și aș vrea ca lucrurile să fie exact în această cheie. Eu merg acolo pentru că mă interesează și domnul, pentru că îmi fac datoria față de cetățeni. Faptul că votez sau nu votez e o responsabilitate a mea și mi-o asum ca atare. Modul în care mă vor judeca cetățenii mi-l asum în totalitate. Dar vreau ca lucrurile să fie foarte clare de la început. Îmi spun că părea clar și coerent. Vă rog, domnul Surdu, dacă e pe subiectul proiectului sau pe al puzurilor, da? Bine. Scuze, era domnul Pintilei, vă rog, domnul Surdu, într-adevăr. Altfel vă spune că am ceva cu dânsul. Păi, nici nu mă duce mintea să mă gândesc la așa ceva. Dumneavoastră vi s-a cerut clar de către doi consilieri să vă spuneți punctul de vedere în legătură cu afirmațiile domnului Timofciuc, da? Asta vi s-a cerut. Sunteți de acord cu ceea ce a spus? Sunt al treilea consilier care vă cer lucrul ăsta. Sunteți și președinte și membru al Comisiei de Urbanism. Da, dați-mi voie să vă răspund. Nu sunt obligat să răspund, l-am formulat un răspuns la o părere a unui coleg de-a meu. Este opinia lui, eu respect, nu am obligația nici să mă justific față dumneavoastră, nici să dau vreun fel de explicații. Ceea ce am avut de explicat, am explicat în scurta mea intervenție anterioară. Dacă o acceptați și vie este suficientă, vă mulțumesc. Alta nu veți mai primi. Eroare umanul mesc. Domnul Surdu, vă rog. Aș vrea să spun următoarele. Dumneavoastră veniți degeaba la Comisia de Urbanism. Pentru că aș vrea să comentez, dar în momentul în care nu-ți dai votul și participi la o comisie, înseamnă că vii să vezi ce se întâmplă acolo, nu știu, poate acuzațiile pe care le face colegul dumneavoastră la dumneavoastră se referă. Să vedeți care e proiect și cum trece și cum trece. Eu n-am auzit între noi, discutându-se la comisie, de vreun proiect care hai să-l sprijinim pe ăsta. Și vă repet, dumneavoastră veniți degeaba la comisie, pentru că un consilier responsabil își dă votul pe proiectul respectiv. Sunt de acord cu el sau nu sunt de acord? Părerile pe care dumneavoastră le enunțați acolo atâta timp cât nu le susțineți prin vot, sunt zero. Pentru că toate proiectele care au trecut și care au ajuns în Consiliul Local au ajuns datorită consilierilor PSD și ALDE și de la PMP. Deci, n-ați avut absolut nicio contribuție în mandatul pe care îl aveți ca și consilier, în care ieșenii și-au pus nădejdea că vor putea construi, vor putea să își facă un business, vor putea să-și ia o locuință nouă. Toate lucrurile astea care sunt legate de Comisia de Urbanism și de aprobarea puzurilor în Consiliu, dumneavoastră nu ați participat la acest lucru. Ori trebuie să vă explicăm la fiecare ședință de Consiliu la acest lucru, că dumneavoastră veniți degeaba acolo în momentul când eu particip la o comisie, una la mână, că în afară de părerea pe care o am, îmi dau votul. Îmi asum prin acel vot proiectul respectiv că a respectat legalitatea, că are toate documentele care îi se cer de către respectivul compartiment ca să fie propuse pentru ca primarul să le treacă pe ordinea de zi. Atât vreau să vă spun. Vorbiți la dumneavoastră în formațiunea politică de care faceți parte și explicați-le celor care vă trimit în Consiliu fără să dați votul pe aceste proiecte ale ieșenilor. Domnilor, noi ne facem de râs. Oamenii vor să dezvolte orașul, iar noi spunem că e un pugul vechi. Păi toată lumea care a construit în orașul ăsta de 20 de ani, construiește pe pugul ăsta. E bun, rău, cum e, toată lumea este egală. Și toată lumea se subordonează acestei probleme. În ceea ce privește, ca paranteză, nu cunoșteam
cine este în Consiliul de Administrație la Spiridon și nici nu mă interesează în continuare. A fost o propunere a colegilor mei, chestia speculativă, că nu știm ce vrea să facem, nu știu ce interes avem pe acolo, este total eronată. Mulțumesc! Da. Deci, domnule, pot să răspund pentru surdu. În primul rând, nu cred că interiorul dumneavoastră a vrut să sune la fel de arogant cum a sunat, pentru că cred că educația dumneavoastră nu sunteți în felul ăsta. Ea a sunat foarte arogant, așa, în regulă. Faptul dumneavoastră considerați că eu vin acolo degeaba, e părerea dumneavoastră. Eu pot spune același lucru despre dumneavoastră, dar nu mi-am permis să-l spun pentru că sunt un alt fel de om, alt fel construit. Dacă ieșenii consideră că rolul nostru ar trebui să fie unul doar de cel de ridicător de mâini la orice propunere, da? Sau de opoziție, că apoi putem fi criticați, la fel îi părea dumneavoastră și vă respect. Dar nu puteți să-mi o reproșați aici în plenul Consiliu, pentru că vin degeaba. Vin din timpul meu, fără să fim plătit. Dacă am o părere în care vreau să țineți cont, vă mulțumesc. Dacă nu țineți cont de ea, iarăși, dar datoria mea, repet, este să fiu prezent acolo, să mă informez și să-mi spun punctul de vedere. Nu cred că am avut niciodată vreo părere sau vreo opinie care să jignească sau care să fie în afara cadrului de discuție sau fantezistă, da? Așa că v-aș ruga să vă păstrați aprecierile pentru dumneavoastră. Eu voi continua să vin la acea comisie și pentru toți cei care doresc să-mi adreseze întrebări despre ce fac acolo, cât înțeleg și cât sunt de pregătit pe domeniul ăla, le stau la dispoziție. Vă mulțumesc. Dacă mai există... Cred că domnul Surdu s-a referit la faptul că dumneavoastră sunteți plătit când mergeți la acea comisie și nu participați la vot, dar participați la toate discuțiile. Și stăm și stăm și vă explicăm câte 20 de minute la un proiect și colegii mei din executiv vă explică, după care dumneavoastră, plătit fiind, nu luați nicio decizie și scrieți frumos și el acolo, ne abținem. Asta a vrut să spună domnul Surdu. Ca pentru icoarea noastră informare, recunosc că habar nu am avut până astăzi că se plătesc la urbanism. Vă spun cum apine, nu am știut că sunt plătite. Iar dacă este așa, vă spun public, puteți să nu mă... Deci sunt de acord să renunț la... Sunt plătite sau nu, domnul... Păi, domnul viceprimar, de ce lansați niște... Am înțeles toate comisiile, în regulă. Deci dacă asta este o problemă, eu sunt de acord să fac realitatea asta pro bono împreună cu colegul meu, ca să nu există această suspiciune că venim acolo pentru a încasa niște bani fără să votăm, de fapt. Mulțumesc. Vă rog, domnul președinte, vreau să vin în sprijinul dumneavoastră și să fiu de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, colegul nostru, domnul consilier Surdu, a omis un lucru. Că la 52 ați participat totuși. Ați înțeles? Apropo de chestiunea asta. 2. La ceea ce spunea domnul consilier Vintilă, într-adevăr, și asta nu putem să ne ascundem după deget. Domnilor consilieri, indiferent dacă mâine am avea pugul, tot ceea ce înseamnă zona construită din municipiul Iași, care e destul de mare, zonă construită protejată, peste tot va trebui documentație suplimentară de urbanist. În altă ordine de idei, stimate coleg, ați fost coleg pentru o scurtă perioadă, am fost colegi în aceeași comisie. Am făcut parte și mandatul trecut din această comisie. Eu, din ce știu, comisia respectivă ce rol are? Nu are rolul de a, eu știu, refuza sau spune da sau nu. Până la urmă, comisia respectivă are rolul de a spune în ce condiții se poate construi. Ceea ce vă menționa și colegul meu, domnul consilier Surdu, noi, consilierii PSD, totdeauna pentru Ieșeni, pentru a putea să-și construiască lucruri, pentru a putea dezvolta. Nu cred că rolul dumneavoastră acolo este de a vă expune părerile dumneavoastră personale și atât. Într-adevăr, puteți veni, eu cred că, din câte mi-aduc aminte, aveați păreri și atunci. Dar eu nu cred că vreodată vreunul din colegii mei din cadrul PSD-ului v-au stopat nevoia, eu știu, când ați pus și ați expus un punct de vedere suplimentar și că ați avut nevoie pentru un proiect să fiți edificat de o suplimentare care, eu știu, dumneavoastră ați gândit-o așa, nu cred că ați întâmpinat un refuz. De asta cred că scopul unei comisii este acel lucrativ și de a da posibilitatea oamenilor să-și construiască ceea ce vor până la urmă, în condițiile, bineînțeles, și în rigorile legii. Mulțumesc frumos! Bine, pentru că dezbate proiectul ăsta deja a durat prea mult, vă rog, dacă aveți ceva de clarificat, domnule primar, după aia supun votului proiectul. Rog să fie puțin atenți și colegii invitați care își vor susține, dacă este nevoie, proiectele de hotărâre. Dar pentru buna informare a publicului, voi spune următoarele. Există pug.
există PUG mai vechi sau mai puțin vechi, există PUG, există o nouă documentație de PUG elaborată în totalitate care este supusă avizării altor instituții decât Primăria Municipiului Iași, față de care Primăria nu poate să întreprindă presiuni pentru că nu avem motive să o facem și trebuie să respectăm toate rigorile legii. Primarul Municipiului Iași și niciun alt membru al executivului nu fac parte din Comisia de Urbanism, nu vor cere și nici nu vor să ceară vă o clemență pentru vă unul din proiecte. Dimpotrivă, într-un mod echilibrat ajung pe mața consilierilor care la rândul lor le studiază în ordinea care le sunt trimise. A treia sau următoarea chestiune, dacă este cineva în sală din cei care au puzuri de susținut sau alte documentații de urbanism aflate în orice formă în siajul primarului, vă rog să vă ridicați în picioare. Și ca să nu spun faza cu tratamentul, voi spune doar o zicală mai veche la care vrem să fim foarte... Foarte bine, mulțumesc. Am luat-o ca o chestiune pozitivă. Și închei de altfel. Cred că se potrivește foarte bine zicala domnilor consilieri. Există situații în viață când, din dorința de a face lucrurile, și n-am să folosesc cuvântul ăla, un om mai puțin pregătit aruncă bolovanul, ca să nu-i spunem și numele, și alți 100 de oameni deștepți încearcă să-l scoată din apă. Asta a legat de faptul că s-au pierdut aproape 45 de minute în încercarea de a ne demonstra ceea ce este un lucru absolut ușor de înțeles de toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea proiectului este închisă. Vă rog, supun votului. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Cu 8 abțineri, proiectul este aprobat. Proiect de hotărâre numărul 28, privind aprobarea PUD, strada Margareta Baciu, numărul 41, număr cadastral 159469, întocmit în vederea modificării prevederilor puzului aprobat prin HCL 454 în 2006, în vederea construirii unei locuințe individuale pe teren proprietate persoane fizice. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun votului aprobarea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 8 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 29, privind aprobarea PUZ, șoseaua Iași-Voinești, numărul 8, număr cadastral 147937, întocmit în vederea construirii unui imobil cu funcțiune mixtă, sală de sport și cabinete kineto și locuință pe teren proprietate privată, persoană juridică. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog, domnul Boieștean. Numai un pic, domnul președinte. Așa lucrăm la o singură... Aici la Chișinău e o parte de business și o parte de construcții pentru locuințe personală, cum votați? E o întrebare personală, poate vreți să mă întrebați și ce preferințe culinare am. Am să votez cum am scos de cuviință, mulțumesc. Păi nu, că spuneați că vor fi promovate acele documentații care prevăd partea de business. Și aici ai jumătate-jumătate. Și de asta am întrebat. Oricât am încercat noi să explicăm, unii fie nu pot, asta e, fie nu vor să înțeleagă. Haideți să dăm vot, să mergem mai departe. Deci, supun aprobării proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 8 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 30, privind aprobarea PUZ, zona Iași, zona Mora de Vânt, număr cadastral 162077 și 137637, întocmit în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate și împrejmuire persoane fizice. Dacă sunt discuții pe proiectul acesta, vă rog, domnul Boca. Da, mulțumesc, domnul președinte. Nu știu, că domnul consilier ne-a menționat neapărat numele, ne-a întrebat o chestiune și să înțeleg că acele cămine studențești care n-au fost aprobate de votul dumneavoastră, nu le-ați votat pentru faptul că n-au fost spații de producție? Deci puteți înțelege ce vreți, e dreptul dumneavoastră. Haideți, vă rog, dacă sunt discuții pe subiect, dacă nu, supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
Cu 8 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 31 privind aprobarea PUZ Iași, Fundac, Călăraș numărul 1A, numere cadastrale 139912 și 139956. Consiliul de locuințe individuale prin demolare imobile existente pe teren proprietate fizică privată, persoană fizică. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului numărul 31, vă rog. Nu? Vă rog să pună... Da. Domnul Pintili, pe marginea proiectului numărul 31, vă rog. Scuzați, pun așa și spun iubiților mei consilieri PSD. Dumneavoastră ați contribuit la alegerea colegului nostru Bostan în funcție de președinte. Suportați consecințele. Da. Văd că domnul Pintili are ceva cu mine, nu știu, deși am dat cuvântul de câte ori a solicitat. Am fost extrem de politicos, dar probabil pentru că n-ați înțeles remarca cu grosimea. Nu se referea la grosimea obrazului, se referea la grosimea cărții. Trebuia să ascultați până la capăt. Atâta tot. Deci, vă rog să... aprobați sau nu proiectul numărul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 8 abțineri, proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 32. Președinte, să consemnați cine a votat împotrivă, știi, și din sală domnii care... Sigur, dar nu a votat nimeni împotrivă. Păi atunci abțineri măcar, ca să știi domnii care sunt în sală. Am și spus, cu 8 abțineri, proiectul a fost aprobat. Am înțeles, mulțumesc. 8 abțineri care aparțin consilierilor PNL, stimați colegi, da? Deci, cred proiect că de numărul 32, meu, proiect domnul de... Domnul președinte, da, domnul președinte. Dar frumos, aș fi la fel să-mi ceriți cuvântul. Da, da. Uitați-vă și în stânga dumneavoastră, în dreapta văd că sunteți atras. Deci, pe calea dreaptă sunt acasă, mulțumesc, da, aveți dreptate, domnul Surdu, așa este. Deci, pe calea strâmbă nu. Ar fi foarte important dacă ați nominaliza persoanele care s-au obținut la vot. A fost și o propunere. Și este o propunere pe care colegul meu a făcut-o și v-aș ruga să, dacă vreți, supunem și la vot propunerea. Este propunerea dumneastră, nu are sens. Deci vă rog să supuneți la vot, dacă nu procedați așa, vă rog să supuneți la vot propunerea pe care v-a făcut-o colegul meu ca să nominalizăm consilierii care s-au abținut la vot. Odată ce proiectul a fost aprobat, putem vota pentru următorul proiect, da? Pentru următorul proiect. Doamna secretar, vă rog să ne elucidați. Doamna secretar, să ne clarifice dacă solicitarea colegului consilier Surdu este legală și îndreptățită. Mulțumesc. Vă rog, doamna secretar. Colegul Boc a făcut propunerea, domnule. Proiectul care a fost votat nu mai poate relua votul. Pentru următorul se poate supune votului nominal. Dar cu aprobarea dumneavoastră. Supusă la vot. 32 s-ar putea să voteze ca la 52. Eu v-am avertizat, domnul consilier, să știți. Deci. Bun, deci vă supun votul în modalitatea de votare pentru proiectul numărul 32. Da? Cine este pentru? Pentru vot nominal. Da. Înainte de asta am și eu o întrebare către doamna secretar. Practic, modificarea asta ar presupune modificarea regulamentului, corect? Nu este prevăzută în regulament. Da, dar v-am rugat să nu mai dialogați între voi, că atunci eu mă simt aici, știți cum e. Da. Da. Vă rog, domnul Boz. Sau? Da. Votul nominal este la cererea consilierului în cauză. Eu, dacă am exprimat o anumită poziție pe un subiect, eu pot să cer președintelui de ședință să se consemneze modalitatea în care am votat, nu alții pentru mine. Așa este, aveți dreptul de opțiune. În acest caz, fiind opțiunea consilierului local, se consemnează ca atare. Distinct față de ceea ce ați susținut dumneavoastră, regulamentul prevede și posibilitatea votării nominale. Deci, supun la vot aprobarea votării nominale pentru proiectul numărul 32. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
9 abțineri. Nu. Deci, cu 9 abțineri, propunerea a fost aprobată. Deci, proiect de hotărâre numărul 32, privind aprobarea PUS zona... Domnule președinte, dacă îmi permiteți... Vă rog. Procedura pentru vot nominal înseamnă așa. Aur Marius Cătălin. Cum? Da? Deci, proiect de hotărâre numărul 32 privind aprobarea PUS zona Iași, Bucium, Tarala 165, număr cadastral 153591, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru consiliere locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate privată, persoane fizice. Deci, procedura de vot este nominal. Doamna secretar, vă rog. Domnul Aur Marius Cătălin, pentru. Domnul Boca Adrian Florin, pentru. Domnul Boișteanu Paul Corneliu, domnul Bostan Manuel Ciprian, abține. Domnul Radu Botez, pentru. Domnul Boz Petru Eduard, abținere. Domnul Ciobotaru Florentin Traian, pentru. Domnul Coțofan Alexandru Ioan, domnul Cruceanu Bogdan Teodor, pentru. Domnul Dornean Tudor, abținere. Domnul Gavril Mihai Liviu, pentru. Domnul Ignat Etien, abținere. Domnul Jugrin Lucian, domnul Nedelcu Vlad, domnul Pintilei Mihail, pentru. Domnul Posolache Andrei, pentru. Domnul Sandu Vasile, pentru. Domnul Scripcaru Călin, pentru. Domnul Surdu Gabriel Mihai, pentru. Doamna Tăutu Iuliana Daniela, pentru. Domnul Timofciuc Răzvan, abținere. Domnul Vintilă Iordan, pentru. Deci cu 8 abțineri proiectul a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 3, pentru că proiectul 33 a fost scos de pe ordinea de zi. Da. Da, deci v-aș ruga fără discuții, da? Proiectul numărul 34, privind aprobarea PUS zona Iași, strada Aurel Vlaicu, numărul 87, număr cadastral 128376, întocmit în vederea construirii de locuințe colective și funcțiuni complementare, persoană juridică. Cine, dacă sunt discuții pe proiectul respectiv, vă rog, domnul Cipot. Pe proiect și pe președinte. Crea povară aveți, domnule. Solicit vot nominal. Mulțumesc. Văd că aveți o plăcere. Eu am propus ca ședința să fie mai eficient. Dacă tot vreți să o lungim acum cu chestii de asta, în regulă, să o lungim. Domnul președinte, deci, am solicitat vot nominal, dumneavoastră continuați deci discuția. Este... Mai aveți o ședință și după aia se finalizează chino. Cine este pentru vot nominal la proiect numărul 34? Și uninominal, domnul Sulcisiu, nu era greșit uninominal pentru votul ăla. Uitați-vă în dex. Uninominal deci, se referă la persoane, împotrivă. Domnul președinte. Abțineri. Aș vrea să am o intervenție. Cine... Da. Deci cu 8 abțineri s-a aprobat procedura de vot la fel nominal și pentru proiectul 34. Doamna secretar, vă rog, procedura de vot nominal. Mă iertați, îmi permiteți o scurtă intervenție pe proiectul acesta? Stimați colegi,
pentru ce? Stimați colegi, am cerut cuvântul. Nu, domnul consilier, vă rog frumos, ați fost plecat. A cerut cuvântul domnul... Bine, domnul Boz și după aia domnul Nedelcu. Bine, domnul... Este colegial în ordinea în care au solicitat primul cuvântul. Deci colegial. Dacă este pe proiect, da. Da, sigur. Aș vrea să o rog pe doamna secretar, doamna Denisa Ionașcu, să ne comunice dacă, adică pentru informarea colegilor consilieri de la PNL și pentru cetățeni, dacă votul abținere se contabilizează la voturi împotrivă. Adică să știe și cetățenii este și o lege, unii consilieri care domnul Fuego, erau foarte este agitați. O lege care prevede lucrul ăsta. Haideți să... Da, vă rog, doamna secretar, dacă vreți să... Da, potrivit... Doamna secretar, vă rog. Da, potrivit legii și regulamentului, abținerea se contabilizează la vot împotrivă. E bine că aflați domnul Nedel cu lucrul ăsta acum, dar e în regulă. Domnul Boz, vă rog. Nu-i pentru domnul Nedel. Am înțeles, ok. Vă rog, stimați domnul Boz. Colegi, dacă îmi permiteți, vă rog, strict legat de acest proiect, fiind vorba de un proiect amplu cu un regim mare de înălțime în apropierea aeroportului, vă întreb pe colegii care sunteți în Comisia de Urbanism sau poate domnul primar ne poate răspunde, nu era necesar și un aviz de la Autoritatea Aeronautică privind siguranța traficului pe aeroportul Iași? Fiind dezbătut de-a lungul timpului, are și avizul Autorității Aeronautice. Bun, deci ce se supune votului nominal, proiect numărul 34? Da, domnul Vintilă, la proiect, vă rog. Da, la proiect. Am crezut că prezența dumneavoastră în Comisia de Urbanism nu este doar formală, ci este fizică. Pentru că eu apreciez că ați văzut că există avizul și de la autoritate. Mă refer la colegii de la care votează împotriva. Mă rog, care se abțin de la vot. Când m-ați întrebat personal, nu am văzut avizul. Nu personal. Am atras atenția... Da. Că dumneavoastră faceți parte din comisie și sunteți prezenți fizic. Nu știu dacă e intelectual, nu mă pot exprima. Deci, dacă... Cred că apreciați că sunt toate avizele și comisia nu trece dacă lipsește orice aviz. Nu numai avizul de la Autoritatea Aeronautică în acest regulă. Caz. Deci, domnul, votăm sau vreți să o mai lungim, domnul Boișteanu? Că am zis că votăm. Haideți. Reamintesc pentru cei care, sau aduc la cunoștință pentru cei care nu au participat la ședința Comisiei de Urbanism în care acest subiect a fost dezvoltat, noi, și este cuprins în stipulat în procesul verbal încheiat la acea ședință, asumat de toți consilierii, inclusiv de colegii liberali, am făcut niște solicitări în comisii pentru bandă de accelerare, decelerare, trecerea mașinilor, au rămas numai 10% din locurile prevăzute. E o pantă pe care se realizează această propunere de construcție, care nu înseamnă de la coama dealului în sus, care să împieteze zborurile. Adică toate aceste elemente pe care noi le-am discutat în Comisia de Urbanism se găsesc modificate exact așa cum le-am stipulat noi. Adică nu este nicio formalitate și îi dau perfectă dreptate colegului consilier domnul Vintilă că lucrurile astea așa s-au întâmplat. Adică noi ne ducem în teren, noi vedem, e o activitate pe care noi o asumăm și știți foarte bine. Adică să fim realiști vis-a-vis de un asemenea punct de vedere. Bine, s-a încheiat. Vă rog la vot, nominat doamna secretar. Domnul Laur Marius Cătălin. Pentru. Domnul Boca Adrian Florin. Pentru. Domnul Boișteanu Paul Corneliu. Domnul Bostan Manuel Ciprian. Abținere. Domnul Botez Radu. Pentru. Domnul Boz Petru Eduard. Abținere. Domnul Ciobotaru Florentin Traian. Pentru. Domnul Coțofan Alexandru. Abținere. Domnul Crucianu Bogdan Teodor. Pentru. Domnul Dornean Tudor. Abținere. Domnul Gavril Mihai Liviu. Pentru. Domnul Ghizdovăț Vlad.
Absent. Absent. Domnul Harabagiu Gabriel Vasile. Pentru. Domnul Ignat Etienne. Abținere. Domnul Jugrin Lucian. Domnul Nedelcu Vlad Nicolae. Domnul Pintilei Mihail. Pro. Păi nu, domnul președinte, să fie atent și să-mi atragă atenția că se răspunde cu pentru, nu cu pro. Dar aveți alte preocupări. Da. Nu, dar eu vă las, mă gândeam că dumneavoastră știți singur că ar trebui spuneți pentru. Dacă vreți să vă atragă atenția, eu vă spun că se votează cu pentru, domnule Pintilei, în regulă. Mă gândeam că vreți să spuneți pro-România, poate. De-aia v-am lăsat, nu știam ce vreți să... Nu e consemnat în regulament. Pot consemna însă votul pro ca fiind pentru, da? Deci e pentru, da? Domnul Postolache Andrei. Pentru. Domnul Sandu Vasile. Pentru. Domnul Scripcaru Călin. Pentru. Domnul Surdu Gabriel Mihai. Pentru. Doamna Tăutu Iuliana pentru. Daniela. Domnul Timofciuc Răzvan. Abținere. Domnul Vintilă Iordan. Pentru. 7 abțineri, nu? Deci cu 7 abțineri proiectul a fost aprobat. Și ultimul proiect de pe ordinea de zi... Domnul președinte, un pic, un pic. Colegul nostru nu era... Vă rog, domnul, am zis 7 abțineri. Păi care? E corect. Domnul, vreau să vedeți dacă sunt atent, da? Mulțumesc, m-ați verificat dacă sunt atent. În regulă. Deloc, am spus doar că... Deci, domnul președinte, pe procedură de vot, deci pe procedură, rog colegii consilieri, inclusiv de la Partidul Național Liberal, pentru că eu îi prețuiesc pe toți, în momentul în care se face votul nominal, să-și deschidă și microfoanele, pentru că atât în timpul proiectului anterior, cât și acesta care s-a încheiat, nu-și deschid microfoanele și dacă nu-și deschid microfoanele, atunci opțiunea domniilor lor nu este înregistrată pe materialul video. Da? Deci, toate microfoanele să fie deschise, să ne asumăm la microfon votul. În regulă, am ținut cont. Hai, ne asumăm, să știți, nu suntem copii acum, trebuie să deschidem microfoanele, eventual să ridicăm două mâini. Sunt în regulă, am notat. Da, pentru respectarea procedurii, de asta am spus, dacă tot se înregistrează. Deci, ultimul proiect de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre C1. Privind aprobarea unui ajutor de minimis individual reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pe teren datorată de SC Tehnopolis SRL pentru perioada 1 ianuarie 2019 și 31 decembrie 2020. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog, domnul Boz. Stimați colegi, noi, Partidul Național Liberal, am avut și avem în continuare când un proiect depus în cadrul primăriei Iași privind acordarea unui ajutor de minimis pentru toate incubatoarele de afaceri. În aceste condiții, vă propun un amendament la acest proiect. Ajutorul de minimis să fie acordat pentru toate incubatoarele de afaceri, indiferent dacă au un acționariat privat sau în cadrul acționariatului intră și municipalitatea sau alte instituții locale sau centrale. Vă rog, domnule primar. Ajutoarele de minimis fac parte dintr-o procedură care în final este validată de către Consiliul Concurenței. Și ei sunt cei care aprobă sau nu posibilitatea de a intra într-un astfel de tip de ajutor, motiv pentru care nu poate face un amendament. La proiectul de hotărâre pe care l-aveți pe ordinea de zi, s-a obținut avizul Consiliului Concurenței pentru acest ajutor de minimis, care, așa cum explicam și el, nu este în fapt un transfer financiar, ci este o reglare de conturi pentru că conturi contabile, pentru că Tehnopolis nu este plătitor de taxe și impozite. Deci oricum nu intra, să spunem, în sfera unor acțiuni concurențiale, așa încât nu e decât o procedură mai puțin cu impact economic. Dacă îmi permiteți. Cu atât vă rog, mai... domnul. Mulțumesc. Cu atât mai mult. Deci, având în vedere că e în regulă, s-a obținut avizul Consiliului Concurenței, dar cred că este normal să oferim aceeași categorie de sprijin unui întreg domeniu, tuturor operatorilor din cadrul acelui domeniu. Tehnopolis are o situație privilegiată pentru că suntem și noi acolo, dar nu este normal dacă noi ne propunem că în municipiul Iași, mai ales că vin vremuri tulburi,
Avem nevoie să sprijinim micile afaceri, micii antreprenori și această activitate de incubator de afaceri. Dar nu face obiectul discuției personale. Atunci, pentru a nu fi abandonat acest subiect, vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului și revenirea cu acest proiect într-o formă în care să fie pentru toți operatorii din acest domeniu. Este bun. Este, înțeleg, domnul consilier Bosca, ați făcut o propunere pentru scoaterea de pe ordinea de zi. Da, bun. Deci supun aprobării propunerea colegului nostru Eduard Bosca de scoatere pe ordinea de zi a proiectului C1. Cine este pentru? Da, lăsați-l să mai vorbim un punct de vedere, domnul viceprimar. Deci interveniți în decizia. Cine este, da? Cine este împotrivă? Abțineri? Deci cu abținere. Deci cu 7 voturi pentru și o abținere, propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului C1 a fost respinsă. Dacă mai sunt discuții pe proiectul C1, vă rog, domnul Boc. Da, voiam să întreb și eu pe colegul meu, domnul Boz. A făcut o propunere, dar eu din ce știu, în momentul în care faci o propunere pentru astfel de inițiativă, ce ar fi vrut dumnealui să fie amendament, ar trebui să ai și buget. Nu știu, s-a gândit la vreo sumă care ar trebui să fie cheltuită pentru acel ajutor de minimis, pentru sectorul care spune dumnealui? Vă rog, domnul Bosca, ați fost menționat. Unii în sala asta se aud ce vorbesc? Da, mă. Ce să cheltui? Este o facilitate care ofer. Ce să cheltui? Încerci să sprijini un anumit sector. Ce cheltuire, ce cheltuială să fie? Până data care vine o să aflați și cine este acționarul la Tehnopolis. Domnul vicepreședinte, dacă stai aici, mă vedeți, e greu să spuneți, să vă dau cuvântul, vi l-am dat de fiecare dată, vă rog, mulțumesc. Da. Șirul comentariilor inutile, da, pe care le faceți după orice intervenție. Am înțeles. Opiniile sau dumneavoastră și vă rog păstrați-l pe dumneavoastră, da, la fel. De acordarea de facilități, da, nu presupune, domnul consilier, nicio cheltuială pentru bugetul primăriei, să înțeleg, da? Ca să vă știți la ce vă auziți, cum spuneți dumneavoastră. Bine, domnul Boca, vă rog, domnul Boz, răspundeți. Da, nu este, este cel mult o neîncasare a unui sume, dar nu consider că este o, ce face primăria. Am înțeles, neîncasarea, da, nu înseamnă o cheltuială. Mulțumesc, nu purtăm un dialog. Am cerut cuvântul, deci, și răspund. Strict legat de acest proiect de pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere, Tehnopolis este o afacere imobiliară, ok, toate spațiile sunt închiriate, dar este, nu am văzut un raport din care să vedem nivelul de sprijin pentru micile întreprinderi care dacă într-adevăr, da, se îndeplinește obiectivul de incubator de afaceri pentru care s-a investit în acest parc. Să venim acum cu această facilitate în condițiile în care ei susțin că cifrele sunt bune, că gradul de închiriere este foarte ridicat, nu văd de ce. Nu este nicio facilitate. Deci n-ați citit proiectul de hotărâre și cred că nici mai merită să ne obosim. Vă rog, deci. Nu se acordă, da, niciun leu, nu se ia niciun leu. Este vorba doar despre faptul că, fiind instituție publică neplătitoare de taxe și impozite la bugetul local, datorită faptului că face un alt tip de activitate, care nu este specifică administrației publice, respectiv parc tehnologic, care au lege specială și sunt neplătitori de taxe și impozite, reglarea contabilă a sumelor pe care oricum nu le încasăm de la ei în conturile primăriei funcționând sub statutul societății comerciale Tehnopolis SRL, se face prin acest ajutor de minimis care nici nu transferă sume, nici nu avea de încasat, nici nu a făcut scutiri de plată și nici nu ar putea încasa vreodată consiliul local ceva de la ei. Ce spuneți noastră este o temă total diferită care trebuie abordată într-un mod total diferit și n-am îngropat-o, ci dimpotrivă. O să o dezvoltăm, dar trebuie să analizăm legea, că tehnic este mult mai complicat decât definiția. Mulțumesc. Vă rog să pun votul proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Să înțeleg că sunteți împotriva legii. Iarăși vorbiți, nu, frumos, să-mi cereți cuvântul. Din nou vorbesc, da, dar
Am ridicat mâna și nu m-ați văzut. Deci, să înțeleg că sunteți împotriva codului fiscal. Pentru că domnul primar v-a explicat foarte simplu și corect. Nu pot să-mi plătesc mie doriți, un impozit la clădirea pe care o am. Primăria este cea care taxează impozite și conform codului fiscal, această clădire este scutită pentru că ar însemna că eu îmi plătesc mie impozit la clădirile pe care le am. Bine, domnul. Da, vă rog, domnul Ignat. Dacă e ușor de înțeles, are cine. Eu îmi dau seama că unii în Consiliul Local chiar fac umbră pământului degeaba. Am depus un proiect de hotărâre și știți foarte bine, pentru ajutor de minimis, la care dumneavoastră ați votat împotrivă. Domnul președinte, conduceți ședința, domnul. Eu nu am vorbit peste dumneavoastră, domnule. La ce subiect vorbește? Dar vă întreb, s-a votat, la ce subiect mai vorbește? S-a votat proiectul. Mai de acord, da. Mai este un proiect, vă rog. Lăsați să-și termin ideea. Deci vorbea despre proiect de minimis, nu despre altceva. Domnul președinte, da. S-a votat proiectul la care se povestea despre minimis. Acum trecem la completarea, care am aprobat-o cu toții la începutul ședinței, domnul președinte. Bun. Deci, referitor la propunerea de completare care a fost aprobată de modificarea componenții Comisiei de Muncă, de înlocuire a unui membru, dacă sunt discuții pe completarea respectivă, dacă nu supun vot, sunt... Da, vă rog, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abținere? Nu. Deci a fost aprobat în unanimitate înlocuirea în Comisia de Muncă a domnului Cruceanu cu domnul Gavril. Da. În regulă, dacă am terminat treaba care ne-am propus-o pentru astăzi, vă mulțumesc pentru cooperare. Vă aștept data viitoare. Da. Nu știu dacă... E, oricum a durat mai puțin decât prima, dar a fost bine și mai puțin repăritor de aprecie. Deci...